Acum trăiești într-o societate liberă. Acum ai dreptul să-ți transformi visele în realitate. Acum există Banca Populară Română, mereu alături de tine pentru a-ți fi de ajutor. Prin programele noastre de împrumut, ai șansa să-ți cumperi locuința pe care o dorești, să-ți transformi locuința sau să-ți petreci vacanțele peste hotare. Când ești liber să-ți trăiești visul, ești cu Banca Populară Română. Cu Banca Populară Română există o diferență în bine. Te uiți la scol, vezi ce-ți place ție. Vezi berea limpede, limpede. Vezi berea care ți se potrivește. Vezi berea care îți face cu ochiul. Și vezi limpede șansa de a câștiga miliarde. Caută în capacele scol biletele la Tele Eurobingo. Dă noroc cu scol ca să ai noroc la bingo. Scolbie, e limpede că-i bună. Fiecare om își dorește în viață o casă, o mașină și bani mulți. Primul care a înțeles asta a fost... Tele Eurobingo Show! Concursul care a acordat primul miliard de lei și primul milion de dolari. Concursul care a dat primul mii de mașini și apartamente și mii de milioane. Concursul care a spulberat primul toate recordurile. Primul a fost și primul va fi, pentru că norocul tău este Tele Eurobingo Show! Ura! Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Băieți, a început din nou războiul rece, declara un parlamentar după ce, din cauza războiului din Cecenia, Consiliul Europei declanșa procedura de suspendare a Rusiei. Unul dintre reprezentanții României la Consiliul Europei a propus suspendarea dreptului de vot pentru delegația Rusiei, atât în plen cât și în comisii. Amendamentul Frunda, căci despre parlamentarul român Gheorghe Frunda e vorba, a obținut în adunarea parlamentară a Consiliului Europei majoritatea necesară adoptării, niciun vot în plus, drept pentru care delegația Rusiei a părăsit dezamăgită adunarea parlamentară. Despre toate acestea, despre activitatea pe care o desfășoară parlamentarii români în Parlamentul European, în fapt, reprezentanții României în acest for, vom discuta pe larg în această seară. Am spus doar subiectul de bază, vor fi și alte discuții despre ceea ce se discută în Consiliul Europei. Pentru această discuție, pentru această dezbatere, am invitat în studio Televiziunii Naționale Antena 1 pe doamna Rodica Stănoiu, senator PDSR, vicepreședinte PDSR, totodată membru în delegația permanentă la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. În dreapta mea se află domnul Gheorghe Frunda, senatorul UDMR, secretar al Comisiei Juridice din Senat și membru în delegația permanentă în delegația Parlamentului României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Totodată raportor al Comisiei Juridice a Consiliului Europei. În stânga mea se află directorul cotidianului Azi, domnul Ion Cristoiu. Domnule Frunda, aș vrea să vă întreb pentru început de ce ați făcut, care a fost sensul acestui amendament, raportul acesta despre războiul din Cecenia, raport care a și fost, sau amendament care și a fost adoptat în plenul Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru invitație și bună seara tuturor. Deci, raportul este întocmit de mine, dar nu e propunerea mea personală, ci este propunerea Comisiei Juridice a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Comisie din care faceți parte. A cărui vicepreședinte sunt. Și am avut onoarea ca în două sesiuni consecutive, în ianuarie și în aprilie, să fiu numit raportorul acestei comisii pentru acreditarea delegației ruse. În sesiunea din ianuarie, potrivit statutului Consiliului Europei, grupul popular european a cerut neratificarea acreditivelor delegației ruse. Potrivit statutului Consiliului, o asemenea propunere se dezbate după ce ea este dezbătută în Comisia Politică, Comisia Juridică și urmează plenul. Deja în ianuarie am ajuns la aceeași concluzie la care am ajuns și în martie. Dar de ce s-a ajuns aici? Deja în 1991-2, când se purtau
discuții cu Federația Rusă și apoi în 95, când Federația Rusă a fost acceptată ca membru deplin, una din punctele nevralgice ale Federației a fost problema războiului din Cecenia. Nimeni nu a pus sub semnul întrebării problema suveranității și a integrității Federației Ruse și dreptul guvernului de la Moscova de a lupta împotriva fundamentalismului islamic și a terorismului, dar, în paralel cu acest lucru, se cereau autorităților ruse ca să respecte principiile de bază ale Consiliului Europei și, în mod concret, drepturile fundamentale umane. Cum în evoluția în timp, în loc ca aceste drepturi să fie respectate, ele au fost tot mai mult încălcate, cum am spus în ianuarie, domnul deputat Van der Linden, olandez, președintele grupului popular european, a ridicat această problemă a suspendării. Ce înseamnă grupul popular european? Grup format din partidele creștine? De dreapta. Da, partidele de dreapta, creștine democrate. Deci sunt cinci grupuri în adunarea parlamentară. Pentru telespectatori e bine să faceți această precizare. Da, deci e grupul parlamentar format din reprezentanții partidelor creștin-democrate în principal. La aparținând țărilor care fac parte membre, din Consiliul Europei. Toate cele, da. 41 de țări membre. Deci, domnul Van der Linden a cerut ca să nu fie acreditivele delegației ruse votate în ianuarie. De ce în ianuarie? Pentru că tot potrivit regulamentului adunării parlamentare, în fiecare prima sesiune a anului, deci în ianuarie, acreditivele tuturor delegațiilor sunt confirmate. Acest lucru este, de fapt, formal, să spun așa, pentru că până acum e prima dată când din 93 sunt la Consiliul Europei, când cineva obiecționează adoptarea acestor acreditive. Atunci, în ianuarie, Comisia Politică a fost împotriva suspendării acreditivelor. Eu am propus o soluție de compromis. Nu am propus suspendarea acreditivelor cum propunea Grupul Popular European, a cărui membru sunt și eu, deci nu există un mandat imperativ, dar am considerat că ar fi incorrect și ar fi contraproductiv ca Consiliul Europei să treacă peste gravele încălcări ale drepturilor omului. Și am propus atunci suspendarea dreptului la vot în plen și în comisii. Propunerea din raportul meu a fost adoptată cu o foarte mare majoritate în comisie, dar în comisia juridică a adunării parlamentare, dar în plen ea a fost infirmată cu un scor strâns, cu aproximativ 10 voturi au fost infirmată. Asta se întâmplă în ianuarie. Aceasta era în ianuarie 2000. În ianuarie 2000. Atunci s-a adoptat în paralel cu aceasta o recomandare care cerea autorităților din Rusia încetarea imediată a focului din Cecenia, un dialog politic cu reprezentanții aleși ai cecenilor, respectarea drepturilor omului, desființarea lagărelor de concentrare, neobligarea cecenilor de a-și părăsi terenul, pământul natar, dreptul cecenilor de a se întoarce în Cecenia, dreptul mass mediei din toată lumea de a vedea ce se întâmplă la fața locului pentru o informare corectă a opiniei publice. Astea erau cererile cele mai importante, care au fost cuprinse în recomandarea 1444. A venit una... Și, ceea ce e foarte important și trebuie spus, întrucât urmau în Rusia alegeri prezidențiale și parlamentare care au avut loc la sfârșitul lunii martie, Consiliul Europei a spus că nu se amestecă pentru a nu dezechilibra forțele politice, echilibru forțelor politice din Rusia. Am înțeles. Întrucât în aprilie am constatat că iarăși situația s-a înrăutățit, că aceste lupte continue, din nou au avut loc aceleași dezbateri, dar de data aceasta plenul cu o majoritate de 9 voturi, deci iarăși votul a fost foarte strâns, a hotărât suspendarea dreptului de vot a delegației ruse în plen și în comisie. Am înțeles. Domnule Cristoiu, dacă aveți vreo prima întrebare pentru domnul Frundă, dacă nu, aș ruga pe doamna Stănoiu să ne spună dacă a participat și domnia sa la aceste lucrări. Nu. Vă rog. Deci aș vrea să-l întreb pe domnul senator în legătură cu faptul că domnia sa a propus
acest amendament în plen din partea Comisiei Juridice și sigur care până la urmă a fost votat. Știm că și în ianuarie a vrut același lucru. Aș vrea să vă întreb dacă acest punct de vedere, deci dacă această atitudine față de delegația rusă este o inițiativă a dumneavoastră, dumneavoastră sunteți un luptător în acea comisie juridică pentru o sancțiune considerată de foarte mulți analiști occidentali ca istorică și destul de gravă pentru Rusia, sau nu ați făcut altceva decât ați fost purtătorul de cuvânt al Comisiei Juridice? Nu. Așa funcționează Comisia Juridică. Este inițiativa dumneavoastră. Nu. Dați-mi voie, foarte pe scurt. Da. Deci asta înseamnă că la nivelul Comisiei se numește, se fac propuneri pentru un raportor, sunt mai multe propuneri și se alege unul. Data asta am fost eu propus și ales în fără contracandidat. Am lucrat cu doi experți și aceasta a fost propunerea mea, calea de mijloc. Până în acest moment putem vorbi de un amendament Frunda. În clipa în care acest amendament a fost însușit de Comisia Juridică, ea este amendamentul Comisiei Juridice, de care raportorul este obligat să-l susțină, indiferent dacă reprezintă punctul lui de vedere sau nu. Deci, dumneavoastră, totuși, am văzut și într-o corespondență a lui Dan Preda, al Radiodifuziunii Române, că dumneavoastră ați și convins Comisia, așa spune reporterul, dumneavoastră trebuie să spuneți dacă e adevărat sau nu, în legătură cu această suspendare a votului, cu această inițiativă. Deci dumneavoastră ați fost acolo un luptător, totuși am văzut și declarația dumneavoastră. Deci nu e o deosebire între, să spunem, ca purtător de cuvânt al Comisiei sau ca unul din luptătorii în cadrul Comisiei, pentru că în Comisie dumneavoastră sunteți sigur vicepreședinte, dar există și un președinte care am înțeles că a și fost în Cecenia. Da, există un președinte, un vicepreședinte încă un alt vicepreședinte. Deci de ce din toată această delegație că ați fost ales dumneavoastră raportor, am înțeles. Probabil dumneavoastră sunteți așa mai... Era și antecedentul din ianuarie când domnul Frunda a susținut... Dar eu aș vrea totuși să facem o mică distinție în ceea ce privește raportor și raport asupra acestei chestiuni, pentru că sunt două lucruri distincte. Unul este discutarea conflictului din Cecenia cu raporturile respective. Dezbătute pe larg în comisia politică și încercarea de a ajunge la o soluție pe baza acestor rapoarte. Și altul este raportul de care vorbește domnul Frundo pe această propunere făcută de Van der Linde. Deci, comisia politică, care în general a discutat pe larg aceste chestiuni și are un raportor care este Lord Ugeat și care a prezentat raportul și în ședința din martie. Raportul despre situația din Cecenia. Conflictul din Cecenia. Și cu un proiect de recomandare. Pe baza raportului Lordului Judd și pe baza deplasării unei comisii ad hoc în Cecenia. Și revenirea. Ați fost și dumneavoastră, la un moment dat ați trecut în... actele Senatului că trebuie să merge. Din păcate n-a fost, domnul senator. Eu trebuia să merg, dar din păcate biroul Senatului nu a acceptat să merg pentru că nu avem un buget și din motive de austeritate. După părerea mea a fost o greșeală a biroului. Cu parte și din comisia ad hoc, trebuie precizat. Da. Deci, ca raportor. Nu în cazul de față cu... Deci, pe baza vizitei de acolo. Da. S-a făcut o altă... Numai că domnul Frunda n-a fost acolo. Nu. Aici regret că nu din vina noastră, dar rămâne un semn de întrebare. Eu sper că regretați că nu am fost, nu că nu din vina. Nu, știți bine, domnul Frundo, poziția mea în Senat. Domnul Stănoiu poate regreta pentru faptul că odată ajuns acolo putea să fi... Cunoaște mai bine, asta este singura sigur. Și știe foarte bine că eu am avut în Senat o poziție critică față de această decizie care a luat-o biroul Senatului de a nu-i se acorda fonduri domnului Frundo și de a minimaliza puțin activitatea Consiliului
Consiliului activitatea parlamentarilor noștri la Consiliul. Sigur, pentru a cunoaște mai bine sau a fi întâlnit de un glonț rătăcit? Că sunt două variante, adică amândouă sunt posibile. În cazul domnului, sunt convins de bună credință a dinsei și îi mulțumesc pentru atitudinea principală. Deci, ca să lămurim puțin. Ne dă nouă posibilitate, deci stabilim din start relația între membrii delegației noastre la Consiliul Europei și Parlamentul României. Deci constat că în cazul de față domnul Frunda a cerut, ca fiind împuternicit, ca fiind ales în acea comisie ad hoc, să meargă în Cecenia. Cu toate acestea, biroul Senatului a spus că nu există bani pentru aceasta. Cu toate acestea, deci, care sunt raporturile între Parlamentul României, Senat plus Camera Deputaților și delegația noastră? Există un mandat, mandat imperativ, da. Fiecare parlamentar... Domnul Cristoi, cu flerul dumneavoastră formidabil, mi-ați venit în întâmpinare a ceea ce eu vroiam, dar ați intrat ex abrupto în subiect și atunci eu n-am mai avut... Am intrat pentru că am văzut că s-a refuzat domnule Frunda să meargă la fața locului. Pentru că eu vroisem să lărgim puțin discuția, să facem o dezbatere pe această chestiune și nu să ne oprim numai la amendamentul Frunda, care e foarte interesant. Ca să discutăm mai pe larg. Deci există această delegație la Consiliul Europei, care e formată din reprezentanții tuturor grupurilor politice și care se regăsesc acolo în grupurile politice, în familiile politice respectiv. Sigur că acolo sunt, dacă vreți așa, trei paliere de interese la care noi, sau eu socotesc, că trebuie să le avem în vedere. Și că primul este... cel mai important este, sigur, interesul țării și cu ce mandat ne ducem acolo și ce poziție luăm noi ca delegație care reprezentăm România în Consiliul Europei. În al doilea este grupul politic din care faci parte și cum promovezi interesele acelui grup și în al treilea rând, și numai în al treilea rând, comisia din care faci parte sau subcomisia respectivă. Deci astea ar fi, dacă vreți, într-o scală așa de priorități, ceea ce trebuie să facem noi acolo. Sigur că normal ar fi ca delegația să discute înainte ordinea de zi, să stabilim un mandat, să stabilim și florile de cuvânt. Aveți și un președinte, domnul Vasile Lup. Da, avem și un președinte. Păi a spus așa, aveți președinte, iertați-mă. Nu vreau să lămurim, este... Această chestiune atât de complicată a delegației noastre... Da, am zis așa pentru că... În, ce putere în, ar trebui să aibă domnul Frunda? Domnul Cristoi, președinte... eu aș propune și aș ruga doamna senator să spună punctul de vedere până la sfârșit. Că dacă sărim de la o idee la alta, cred că telespectatorii nu mai înțeleg nimic. Deci mecanismele sunt destul de complicate la Consiliul. Dar cu rugămintea ca domnul senator Frunda o să mă completeze pentru că sunt o stagiar. Dumnealui este acolo de când noi cred că am intrat în Consiliu. Eu sunt numai de 2 ani și jumătate, deci de aproape nu mi-am... M-a flatat și vă mulțumesc, eu sunt stagiarul dumneavoastră. Nu mi-am îndeplinit multe așa. Alte probleme. Nu numai ca vârstă, domnul Frunda, dar încolo nu mi-a... Deci eu sunt o stagiară, dar care, ca toți stagiarii, încearcă să-și facă bine temele, cel puțin la început, știți cum e asidu stagiarul. Așa, deci, în principiu, ar fi trebuit. Din păcate, n-a prea funcționat, acum o spun și mai adaug și eu la imaginea care o are Parlamentul, dar trebuie să fiu sinceră să spun că, din păcate, n-a funcționat. De-abia acum am rediscutat de curând, unul din colegi chiar a ridicat această problemă. Acest mecanism firesc, normal, important pentru țară, important și pentru noi acolo, în care să discutăm, într-un fel, ordinea de zi, cum ne împărțim lorile de cuvânt, cum susținem poziția noastră. Iată că era, de ce vă spun acest lucru, că era la niște semnale care le aveam de acolo că s-ar putea să fie o dezbatere de urgență pe tema Rusia? Nu Cecenia, nu. Pe tema ecologică. Da, dar nu din România. Cum din era, deci nu era menționat din Ungaria? Nu. Cum, domnul Frunda? Am avut de acolo semnale că s-ar putea să se ceară o dezbatere de urgență, o dezbatere de urgență pe tema de catastrofă, pentru că una a fost cu Marea și una a fost cu Dunărea, care vrea să o ceară direct și pe problemele noastre de aici.
Și nu ne pusesem de acord, nu intervenisem, pentru că și acolo este un mecanism, sunt culise, sunt lobby-uri care trebuie să le faci înainte, după, ca să nu fii surprins. Bun, ca să ajung mai repede la Vreau să vă pun o întrebare în acest, în acest stadiu al discursului dumneavoastră. Vreau să vă întreb și de, în legătură cu poluarea Dunării, pentru că din presa cel puțin am aflat că urma să fie dezbătută sigur, astfel de probleme în legătură în cu moment, poluarea Dunării și parlamentarii ungari ar fi făcut această propunere, am înțeles că nu s-a mai discutat. Eu vreau să vă întreb și pe dumneavoastră și pe domnul Frunda. Dumneavoastră reprezentați PDSR-ul, un partid social-democrat, domnul Frunda UDMR, un partid de dreapta în, în grupul popular, cum spunea domnia sa. Dumneavoastră, ca parlamentari, reprezentați în primul rând România, partidul din care faceți parte, sau grupul, partidul și grupul din care faceți parte, ca și doctrină, sau reprezentați persoane particulare? Nu, eu deja mi-am expus punctul de vedere în această, în această etapizare care am făcut-o și în aceste priorități. În primul rând și în primul rând și cred că în primul rând reprezint țara și Parlamentul României. Am înțeles. Domnul Frunda? Deci, un mandat imperativ există la nivelul Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei. Consiliul Europei lucrează în adunare parlamentară și în Comitetul de Miniștri. La nivelul Comitetului de Miniștri, țările membre sunt reprezentate fie de miniștrii de externe în situații speciale, iar cotidian de ambasadorii de la Strasburg. Ei au un mandat imperativ al guvernului respectiv. La nivelul adunării parlamentare nu există un asemenea mandat, nu poate exista, altfel nici nu am putea lucra ca și parlamentari, atunci am fi ținuți de un mandat dat de acasă și de aceea lucrăm la nivelul celor 5 grupe parlamentare ca fiecare să-și susțină doctrina pe care o are. Pentru că această problemă s-a pus vis-a-vis de mine de mai multe ori, ce reprezint, fără doar și poate reprezint interesul celor care m-au ales în primul rând, care de cele mai multe ori se suprapune cu un interes general, dar sunt și deosebiri. Dar acest lucru este destul de des și pentru că știam că această întrebare va apare azi, vreau să vă arăt un lucru concret. Păi știți de ce apărea întrebarea? Dați-mi voie imediat vă răspund. Serghei Kovalyov, care este membru al delegației ruse, a fost și în vechea delegație și în noua delegație, a fost consilier personal al fostului președinte Yeltsin pe drepturile omului, în dezbaterea din comisii și apare aici a fost critic cu... Nu a fost critic, vă citesc... A fost mai dur decât... Vă citesc ce a cerut plenului. Este esențial pentru Rusia și pentru comunitatea internațională să se impună sancțiunile cele mai viguroase împotriva țării mele. Acest om e cel care a câștigat un premiu european pentru drepturile omului și este fostul consilier al președintelui Rusiei și cel care a mers acasă și susține acest punct de vedere și în Parlamentul Rusiei. Deci aici mi se pare foarte important. Nu spune nimic asta, pentru că Jirinovski a declarat la rândul lui, tot ca parlamentar rus, reprezentând Rusia, că el n-a fost niciodată de acord ca rușii să fie în Consiliul Europei. Da, și că începe o nouă era a războiului. Eu asta vreau să vă spun, dacă a plecat un om fericit, după cele două subiecte importante și calde, că poate le discutăm în oglindă, dezbătute în această sesiune la Consiliul Europei, Austria și Cecenia, deci dacă a plecat un om fericit și dacă ați făcut un om fericit, domnul Frundo, acela este Jirinovski. Jirinovski participă la comisia. Nu cred, Jirinovski este un clown de talie europeană, e destul de periculos după părerea mea, care joacă la multe capete, este imprevizibil, se comportă inacceptabil, dar în niciun caz nu este fericit cu această decizie. Bun, în mod cert. Avem un răspuns și am vrut să spun așa. Avem un răspuns și din partea dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți, pentru că e foarte important să stabilim exact ce credeți dumneavoastră, cel puțin, că reprezentați la Consiliul European. Dumneavoastră spuneați, doamna Stănoi, că reprezentați în primul rând interesele României. Domnul Frunda vorbea de interesul general și ne-a dat și exemplu parlamentarul rus care a votat împotriva propriei țări. Dacă îmi pot permite și un comentariu. Deci nu întâmplător am deschis această discuție și nu pentru că este domnul Frunda aici,
Pentru că în această delegație se află, iată, și domnul Vasile Lupu, și domnul Adrian Năstase, deci oameni care reprezintă partide diferite, pot să reprezinte personalități diferite. Mie mi se pare, din ce am constatat până acum, că nu există, și iată, avem un exemplu acesta al faptului că nu i s-au dat domnului Frunda banii ca să meargă în Cecenia, pentru că probabil, nu știu, poate venea cu alt punct de vedere. Un exemplu care arată dezinteresul total. Deci aici aș vrea să tragem o concluzie, dacă se poate. Dacă, cred că și domnul Frunda e de acord și doamna Stănoi este de acord că, de fapt, delegația României, până la urmă, în ansamblu, trebuie să reprezinte interesele României sau, da, să spunem, ale Parlament. Din nefericire, constat, vă rog să-mi spune dacă mă înșel, că între dumneavoastră delegație și Parlament, iată, aveți exemplu acesta cu Cecenia, sunt niște discordanțe. Ori Parlamentul nu se interesează, ori nimeni nu vă spune să vă dea un mandat acolo imperativ. De exemplu, ei știau... Din nefericire, trebuie să vă dau dreptate, domnul Cristoiu. Deci foarte mulți colegi parlamentari, din păcate și foarte mulți cetățeni și o parte a presei, consideră că drumurile noastre la Consiliul Europei sunt un fel de vacanță sau un fel de a-ți pierde timpul prin Paris, Strasburg sau unde am ședința. Nu, dimpotrivă. Să fie clar, nu este așa. Dacă România vrea să fie integrată în Europa, atunci problema Consiliului Europei este de cea mai mare importanță și acesta este interes național pe care îl susțin și eu, pentru că este singura organizație europeană, paneuropeană, a cărui membru suntem. Membri comportamentul nostru al membrilor delegației României la Consiliul Europei va deschide porțile spre Uniunea Europeană sau le va închide. Dacă noi vom respecta angajamentele și îndeplini pe care noi prin voința noastră ni le-am asumat la momentul acceptării și pe care tot numai parțial le-am onorat, le vom satisface, le vom onora, vom fi primiți în Uniunea Europeană. Cât timp nu le vom onora, atâta timp nu vom putea fi acceptați. Și cred eu că este un lucru pozitiv, o mândrie pentru România, care raportori ca doamna senator pe care o felicit pentru că a prezentat un raport chiar în această sesiune, sau ca eu care am prezentat doar în ultimii 2-3 ani, 3-4 rapoarte destul de grele, ca Rusia, serviciile secrete, celelalte, aceste lucruri sunt puncte roșii câștigate de țară. Dacă unui raportor ar țării, nu se permite... Roșii duce în altă parte culoarea asta. La grădiniță și acum se dau puncte roșii pentru cipul. Dar noi deja culoarea roșie... Am fetițe de vârsta asta. Culoarea roșie are cu totul altă semnificație. Deci, puncte... De ce culoare vreți dumneavoastră? Pozitive. Albe. Bile albe. Bile albe. Bine. Ori în această situație, eu fiind singurul parlamentar din țările fost socialiste care făceam parte din această comisie ad hoc, să nu mi se permită plecarea în Cecenia, a fost o mare greșeală pentru că a avut o interpretare politică. S-a interpretat, domnule, românii nu vor să se bage, România... Mă înțelegeți? Dar asta nu v-am împiedicat pe dumneavoastră să spuneți că drepturile omului sunt respectate. Aici am eu o întrebare care n-am discutat-o și aici o să venim. Dar lăsați-mă numai o clipă ca să termin cu firul, să completez ce a spus domnul Frunda. Deci discutat în Comisia Politică cele două rapoarte cu recomandările respective. Bun. Și discutat, pentru că înainte de a intra în plen, amendamentul domnului Frunda a fost discutat și în grupurile politice care direcționează într-un fel votul în plen, dacă vreți, fără să fie, cum am spus, mandat imperativ, sigur nici acolo cu atât mai mult, și în comisiile respective. Deci în comisia politică, amendamentul domnului Frunda a fost respins. Mirarea mea este, și vă spun cu toată sinceritatea și poate o discutăm acum. Eu am citit și acum, și atunci, și am recitit și acum cu mare atenție rapoartele. Deci avem raportul Lordului John, avem raportul domnului Bintic, avem raportul lui Ivinski, nu le mai înșir pe toate, avem raportul lui Gilles Robles, comisarul pentru drepturile omului. Avem raportul comisiei ad hoc. Ele vorbesc în perioada, deci ianuarie, aprilie, de ceea ce a făcut și de ceea ce nu a făcut Rusia în această perioadă. Și este un întreg capitol de 9 războiul puncte. Războiul din Cecenia, legătură da, cu războiul cu conflictul din Cecenia, 9 puncte aici care le-a făcut. Da. Și nu sunt
nu sunt de neglijat. Nu sunt de neglijat. Progrese, da, în raportul Lordului Geat. Da. Sunt deci 9 puncte, eu pot să vă și spun aici. Da. Crearea Comisiei Duma pentru normalizarea situației din Cecenia. Prelungirea până în 15 mai 2000 a unei amnistii privind persoanele care au comis acte social periculoase în Caucazul de Nord. Amnistie până în 15 mai 2000. Bun. Acceptarea experților din Consiliul Europei la biroul lui Kalamanov. Și multe altele. Cele două colocvii care urmează să țină cu experții și multe altele. Dar și punctele care nu le-a făcut. Și printre cele care nu le-a făcut sunt două chestiuni care îi se reproșează, că n-a încetat focul fără condiții prealabile și mai ales disproporția atacurilor pe care îi le explic. Deci una și alta. Dar toate ca aici vin la chestiunea. Toate aceste rapoarte, inclusiv concluzia lui Gilles Robles și a celor care au fost acolo, este că încălcări ale drepturilor omului și lucruri foarte grave se întâmplă de ambele părți. Și că chestiunea este foarte gravă. Se vorbește de crime de război. De ambele părți. De ambele părți, dar de crime de război. Singurul raport în care se vorbește numai de Rusia și de ce face ea și nu se spune că ambele părți este numai al dumneavoastră, domnul. Da. Mi se pare curios. Bun. Pentru că din acest punct de vedere le-am găsit extrem de proporționate și de echilibrate toate aceste rapoarte al unor oameni care au fost acolo. Și de asta mi s-ar fi părut, cu regretul care l-am exprimat anterior, că dumneavoastră n-ați putut să mergeți acolo, dar m-am mirat totuși că ne fiind acolo, dumneavoastră nu expuneți în motivarea amendamentului nimic despre ceea ce se întâmplă și de cealaltă parte. Asta mi s-a părut, cum să vă spun, ciudat, dacă vreți. Și uite, e acum prilejul, că am zis că discutăm și dezbatem un lucru. Da. De ce această chestiune? Care este în toate? Acum, în toate aceste rapoarte. Să vă răspund. Da, dați-mi mie. Vă rog. Vă mulțumesc. Mă iertați că am pus și eu o întrebare. Aveți un zâmbet foarte tăios, domnul. Aveți imediat și un răspuns. Sunt la fel de tăios sau mă simt? Sunt sigur că răspunsul doamna senatoră Stănoiu îl cunoaște dinainte. Nu, deci, nu, pentru, nu e întrebare pentru, retorică. Nu? Pentru telespectatori. Una e problema Ceceniei, a războiului din Cecenia, când raportorul, în mod obiectiv, trebuia să arate încălcarea dreptului, respectiv depășirea unor limite de ambele părți. Și nu am intervenit întâmplător. Într-adevăr, se folosește noțiunea de crime de război, se folosea într-un moment dat. Și asta are o bătaie lungă, pentru că înseamnă că peste un timp, cei care sunt vinovați de crimele de război vor răspunde. Ceea ce era datoria mea să fac, era ca să mă raportez la un articol sec al regulamentului, la articolul 8 din statutul Consiliului Europei, care prevede 3 posibilități în situația în care cineva ridică problema acreditivelor. Aveam 3 posibilități pe articolul 8. Fie să confirmăm acreditivele fără nicio sancțiune, fie să le suspendăm și nu discutăm altceva, iar a treia soluție era intermediară. Eu aici trebuia să vorbesc de partea a cărei acreditive se suspendă sau se propune o soluție intermediară. Cu asta am făcut și în raportul meu figurează că niciun moment nu se pune sub semnul întrebării dreptul guvernului rus de a lupta împotriva terorismului, a criminalității și așa mai departe, dar că se fac încălcări grave ale dreptului omului, motiv pentru care am propus această sancțiune. Punctul de referință la care eu eram obligat să mă refer era recomandarea 1444, care prevedea cele 9 cerințe, recomandări la care m-am referit în primele clipe ale emisiunii. Surprinderea mea față de surprinderea doamnei senator e că Lordul Geat, în loc să facă o analiză ce s-a respectat din acestea, pentru că nu s-a respectat nimic, a venit acum cu alternativă.
Nu mai vorbim de încetarea imediată și necondiționată a focului, ci vorbim despre un comisar al Dumei, al președintelui Putin pentru drepturile omului, domnul Kalamanov, care este trimis în Cecenia să vadă el cum se respectă drepturile omului. Nu mai vorbim de drepturi umane în general și dreptul mass mediei de a merge acolo, ci vorbim de două seminarii care se vor face în Caucaz pe drepturile omului. Deci iată că standardul a scăzut foarte mult. Nu mai putem vorbi de aceeași rigoare. Nu e așa. Dați-mi deci voie. Lordul Jad, eu nu-i apăr aici, dar Lordul Jad ia recomandarea 1444 punct cu punct și o examinează ce s-a îndeplinit și ce nu s-a îndeplinit din acea recomandare. Aveți raportul Lordului Jad, documentul 8697, proiectul de recomandare, punctul 4, punctul 5 și la punctul 5 luăm notă de anumite măsuri pozitive luate de Rusia, mergând în sensul recomandării 1444. Dați-mi voie mai ales următoarele și urmează cele 9 puncte care s-au îndeplinit. Dați-mi voie. Vor fi din ele minime, cum ziceți dumneavoastră, cu semn, dar le ia pe toate la rând. Și după aceea urmează o pagină jumătate în care examinează foarte serios și echilibrat, toate aceste chestiuni. Ce propune însă, care a fost soluția tuturor acestor rapoarte și ale celor de aviz și ale comisiei politice, ca dat fiind că delegația venită la Consiliul Europei, condusă de Rogozin, era prima ei venire a acestei delegații după alegerile din Rusia. Dar marea parte a membrilor erau aceiași. Nu marea parte. O parte deci, din membri. Deci era o continuitate. Atunci, dacă nu puteam să spun atunci, că dacă sunt dacă oameni care nu știți, că mare. Îmi place mie, eu care am primit un vot de blam în 58 pentru cosmopolitism și una din acuzațiile care mi s-au adus e că am zis că filmele franțuzești erau mai bune decât cele sovietice, nici nu era adevărat așa, că eu eram admiratoare a ambelor mari cinematografii, dar am primit un vot de blam pentru cosmopolitism. Asta era o chestie îngrozitoare, pe atunci putea să mă dea afară din facultate. O să apar acum, fiind și vicepreședinte a PDSR-ului, apărând cauză, cum să vă spun, mâine toată lumea o să zică că iar cu Rusia, PDSR-ul, ce dacă cauză? Vine, face marea... marea aveți un complex în PDSR, nu, să nu vorbim de Rusia. Eu nu l-am, domnul. Și de asta am și votat cum am votat și de asta la Austria am spus și de asta aș vrea să venim și la Austria. Care a fost poziția? Ca până la 31 mai Rusia să ia în considerare toate recomandările din proiectul de recomandare făcute. Nu. Domnul senator, iertați-mă. Asta a fost chestiunea care discutăm ca la Consiliul Europei. Ca la Consiliul Europei. Eu doresc să discutăm ca acolo, că atunci avem 3 minute după care ni se ia microfonul. Nu să vă spun de ce. Pentru că dacă discutăm aici, dacă dumneavoastră aveți dreptate cu încălcarea drepturilor omului sau are dreptate doamna... Nu că nu e, nici nu ne... Senator, nici nu punem ajungem acolo. Eu nu, problema, dar nici nu punem în discuție că nu sunt încălcări. Iertați-mă, nu. Vreau să lămurim pentru telespectatori câteva chestiuni foarte concrete, care și nici eu multe lucruri nu le pricep din... ca și telespectatori din stanul protocol. Deci, pe data de 3 aprilie, când s-a pus problema acreditivelor, deci puterilor, deci dreptului de a vota de a lucra al delegației rusei, domnul Van der Linden, în numele grupului Partidului Popular European, a contestat acest drept. Bun. Suspendare. A ajuns la comisia juridică, la dumneavoastră. Și la comisia juridică, și la politică, și la politică. Iertați-vă, stați să explic. Da. Simplist, că repet, eu nu sunt așa de specialist în... Deci a mers la două comisii, politică și juridică. Cea politică. Și la regulament. Cea politică a mers, doamnă, e adevărat ce spun eu, pe ideea că să fie respins să... Amendamentul a căzut la vot și s-a votat proiectul de recomandare al Lordului pentru amânarea... De acord. Nu, stați, doamnă, spune eu. Despre altceva vorba. Domnul Cristiu vorbește despre acreditire. Despre acreditire. Asta e altceva. Nu era Lordul Jot, era Cristina Oiula. Da. Sigur. Deci comisia era politică, cum să spun, ce poziție a avut negativ din cele trei? Deci a propus ca delegația rusă să fie acreditată fără niciun fel de sancțiune. 24 de voturi, cred, și 4. Am înțeles. Da. Comisia juridică a avut un alt punct de vedere. Exprimat de dumneavoastră. Întrebarea pe care o pun eu
Da. Acest punct de vedere pe care noastră l-ați prezentat, că aveați mai multe opțiuni. Una din ele era să recunoaștem acreditările Federației Rusiei fără nicio rezervă. Deci acest punct de vedere și apoi spunea să le suspendăm sau să adoptăm un fel de sancțiuni. Da. Și dumneavoastră ați adoptat până la urmă soluția, cea de-a treia soluție. Da. Bun, întrebarea care drastică. Pun eu pentru nu e cea mai drastică, nu. e mediană. Deci cea mai drastică ar fi fost suspendarea totală a delegației. Acum se discută suspendarea. Nu. Domnul senator, întrebarea se pe discută. Care mi-o pun eu, o să spun ca cetățean care am votat pe parlamentarii români, care la rândul lor au votat o delegație acolo. Problema este, dacă acest raport, acest punct de vedere a fost susținut cu intensitate de dumneavoastră în comisie și ați convins, sau dumneavoastră la un moment dat, cum să zic, n-ați avut ce face comisia juridică fiind mai radicală decât cea politică. Asta e foarte important pentru că totuși în dreptul noastră scrie România. În sensul ăsta voiam să știu. Da. Deci, domnul Cristi, ce s-a întâmplat acolo în comisia juridică? Nu sunt un luptător. Eu încerc să fiu un om rațional, un om politic rațional și eu acolo. Argumentele mele au fost următoarele. Asta nu exclude lupta, era raționalitatea. Încălcări, exact, încălcări ale drepturilor omului se întâmplă și în alte țări. Țările care încalcă drepturile omului sunt de obicei monitorizate. Până acum în Consiliul Europei au existat duble standarde, chiar în cazul Rusiei. Pentru că Rusia, când a fost acceptată ca membră, și-a asumat 27 de angajamente, toate literele abecedarului. A satisfăcut o parte, n-a satisfăcut altele. Alte țări mai mici, ca de exemplu Bulgaria, față de care monitorizarea a fost încetată, întreruptă în septembrie, a avut niște chestii mici față de încălcările drepturilor omului în Cecenia. Și atunci trebuia să lămurim un lucru. Consiliul Europei acceptă duble standarde și în cadrul marilor puteri ca Rusia va spune, domnule, trecem pentru asta că e o mare putere, sau hotărâm să fim consecvenți cu propriile noastre principii și să acceptăm aceleași standarde față de toți membrii Consiliului Europei. Și Austria cu problema Haider, și Rusia, și România, și Ungaria și toți ceilalți până la 41. Acesta a fost, se pare, argumentul major și în comisie și în plen. Domnule, dacă noi vrem ca comisia de monitorizare să poată lucra, dacă vrem ca în viitor să avem consecvențe și credibilitate în fața europenilor, atunci trebuie să arătăm că voința noastră politică poate fi concretizată printr-o sancțiune. Nu prin eliminarea Rusiei, nu prin aplicarea suspendării Rusiei, pentru că asta ar întrerupe dialogul, ci printr-o măsură, printr-o sancțiune care să încurajeze forțele democratice din Rusia să continuăm dialogul cu delegația rusă, prin delegația rusă să încercăm să ajutăm rezolvarea crizei cecene și să întărim forțele europene forțele din Rusia. Forțele democratice din Rusia sunt cele care conduc războiul în Cecenia. Dumneavoastră vorbiți la proiectați-mă. Eu aș vrea să fiu mândru că dumneavoastră mă reprezentați la Consiliul Europei. Deci vreau să știu în comisia juridică. Pentru asta, I do my best. Dacă dumneavoastră în comisia juridică, dumneavoastră ați prezentat acum, dumneavoastră ați folosit mereu pluralul maiestății, noi. Dumneavoastră, deci, a fost o comisie juridică, sunt mulți, îi pot citi aici, n-am niciun rost. Suntem vreo 60. Dumneavoastră, ați fost acolo cel care v-ați bătut cel mai tare, potrivit tuturor știrilor, pentru acest punct de vedere? Că înțeleg că dumneavoastră, până la urmă, ați impus, așa spun corespondenții, ați impus comisie. Nu, asta, știți, scurt circuitul e în faptul că, nu, ni se pare normal să știm că în comisie fiecare putem vorbi 3 minute, nu mai mult. Dacă ești președinte, dacă ești ultimul. Deci sau până maximum 5. Da, în plen, argumentul. În plen puteți vorbi doar unii, nu toți. În plen, în plen toți suntem legați de timp și în funcție nu de timpul timp, pe care... Ci... De fapt, eu nu vorbesc toți din comisie. Dar, domnul Tuca, te înscrii înainte pe o listă, nu, e foarte pe grupul se face o... Dar, domnul Frundo, permiteți-mă o întrebare totuși și să nu ziceți că este de rea credință. Este iar de curiozitate. Este o întâmplare. Că absolut... De această dată, împotriva acelui mandat imperativ de care vorbeați și a grupurilor politice, care ziceați că fiecare delegația ungară a luat în totalitate cuvântul în plen și v-a susținut amendamentul, este o întâmplare? Nu știu. Nici nu. Nu. Sincer să fiu, nici nu am observat. Mai bine spuneți că e o întâmplare. Nu. Nu are întâmplare. Domnul Tuca, eu sunt corect. Nu are întâmplare. Știu că delegația ungară
Normal, da. Discut întotdeauna cu ei. Aș fi ipocrit să spun că nu discut cu ei sau că nu sunt prieteni. Ar fi anormal. Deci am discutat cu domnul Hedy, care era raportor pe Cecenia, pe probleme culturale. Eu special nu l-am menționat, ca să zic. Da, delegației ungare, ca raportor stăteam unul lângă celălalt și cu o oră înainte de vot sau jumătate de oră, votul începea la 3 după masă, eu încercam să-l conving, domnule, votează amendamentul meu. Până la sfârșit, el l-a votat, cu toate că era deja votat electronic. Delegația l-a susținut în plen. Toată delegația. Deci eu am auzit vorbind numai pe domnul Topaidi și Iorși. Ei doi i-am auzit vorbind, pe acel mine n-am Surian nu l-ați auzit. Ne întoarcem iar la ședința comisiei juridice, ca să fiu mândru sau nu. Dumneavoastră, ați avut o contribuție hotărătoare la acest amendament? Eu cred că da, sper că dumneavoastră, da. Dumneavoastră, în comisia juridică. Da, sper că da, cred că da și dacă vrei, îmi asum răspunderea și sunt mândru de acest lucru. De aia ați fost mandatat să-l prezentați? Nu. Am fost mandatat dinainte, deci indiferent care ar fi cine fost soluția, fost, da. Eu tot dar oricum artizanul acestui amendament invers. Sunteți dumneavoastră. Deci invers, domnul Cristoiu. Dacă amendamentul meu ar fi căzut în comisie, fiind raportor, eu împotriva convingerii mele eram obligat în plen să susțin respingerea amendamentului. Sunteți de acord cu mine că în comisia noastră v-ați impus până la urmă... Sunteți mândru de domnul Funda sau nu? Păi sunt mândru pentru că iată că într-o comisie cu asemenea distinși personalități, inclusiv domnul Stase, nu. Noi discutăm. Domnul ce discutăm, Frunda? Domnule? De discuții sunt sătul. Ați spus mândru? Deci eu nu sunt mândru și am să și spun domnului Frunda cu zâmbetul în colțul gurii, un pic altfel de zâmbet decât l-are. Deci mie mi se pare firesc, cu zâmbetul în colțul gurii vă spun, sper să, după ce l-ați sedus pe domnul Cristoiu, să îi seduceți și pe telespectatorii noștri, nu mi se pare corect ca dumneavoastră să aveți o reprezentativă, să reprezentați în general pe cineva acolo, ci să reprezentați România. Pentru că altfel puteți fi pus în postura de parlamentar român să susțineți, de exemplu, propunerea Ungariei de a condamna faptul că România a poluat Tisa. De exemplu, întâmplarea face că este Ungaria. Întâmplarea face că este Ungaria. Nu, așa ne-a așezat Dumnezeu, apele curg de aici încolo, nu de acolo încoace. Ce ar fi fost dacă ape poluate ar fi curs din Ungaria, România? Tot așa aș fi susținut. Nu, întâmplarea face că de Ungaria. Deci nu, domnul Ducă, sunt niște reguli pe care nu le-am spus. Când e divergență între două state, niciodată membru statului respectiv nu este numit. Eu nu vorbeam de divergență între state. Mie nu mi se pare firesc ca dumneavoastră să reprezentați așa în general pe cineva. Mi se pare că dumneavoastră trebuie să reprezentați România ca parlamentar român. Asta e diferența noastră de principiu, după mine. Nu. Trebuie. Domnul senator, trebuie, a spus că e convingerea dumneavoastră sale care reprezentați interesele. Eu la Consiliul Europei trebuie să mă conformez Convenției Europene a Drepturilor Omului. Asta e baza pe care lucrez eu, domnul Tucă. Pe care trebuie să respectăm toți cei 41 de membri ai Consiliului Europei. În situația în care ar exista un interes național, deci delegația României ar fi ca într-un meci sportiv împotriva Turciei, să nu zicem Ungariei. Atunci, evident, ar fi clar. Dacă ar fi împotriva Ungariei, aș fi într-o situație foarte dificilă. Aș fi ca dumneavoastră, dacă ați fi român, de exemplu, în Basarabia și ați avea un conflict cu România. Deci înțelegeți aceste senzații. Este foarte greu să te hotărăști. Păi nu se seamănă cele două situații. După punctul de vedere al dumneavoastră, al meu, dar dați-mi voie. Basarabia este un teritoriu românesc, domnul Frunda. Nu comparați Basarabia cu Ungaria. Uitați, frontierele s-au mutat. Două războaie mondiale, nu e bine să se vorbească. Frontierele trebuie să rămână stabile. Frontierele trebuie să rămână stabile. Eu cred că frontiera noastră trebuie să se mute dincolo, să înglobeze și Basarabia. Nu cred. Domnul Frunda, frontierele trebuie să rămână stabile, spuse cu concesie. Bun. Nu. Să-mi ajungi din convingere. Doamnă senator, vreau să vă pun o întrebare. În comisia aceasta juridică e și domnul Adrian Năstase. E din sesiunea aceasta din ianuarie sau a fost și în sesiunile anterioare? Din 96 e membru. Din 96. Bun, vă întreb următorul lucru. Domnul Frunda s-a bătut și foarte bine că s-a bătut, că mie îmi plac luptătorii, în această comisie pentru ca Rusia să fie sancționată. Bun. De ce domnul Adrian Năstase într-o perioadă anterioară nu s-a bătut ca și domnul Frunda pentru ca țările NATO care au bombardat Serbia să fie sancționate pentru încălcarea drepturilor omului? Pentru că era un conflict la nivel mondial. Era vorba de America și de NATO. Asta o adresați domnului Adrian Năstase. Păi nu. Și atunci vă spun eu de ce. Pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, domnul Adrian Năstase ar fi pus România
într-o situație oarecum delicată față de țările respective. Sigur. Eu asta am vrut să demonstrez, că, și am și scris un editorial, că uneori, și aici poate ar trebui la un moment dat discuta la 1 sau până la 12. Că ar trebui discuta la nivelul Parlamentului totuși cum ce fac parlamentarii. Păi n-ați auzit, fiecare se reprezintă pe sine. E, nu, eu ca păi să vă uite arăt că la domnul Năstase că nu se reprezintă pe sine, oată ce... Domnule, vorbeam de domnul Eu Fund, ca să vă arăt că nu am spus numai așa ca să mă aflu în treabă, că noi acolo trebuie să apărăm ca o delegație. Am să vă dau propriul meu exemplu care... E destul de dificil în această situație, dar înainte aș fi vrut să vă spun două cuvinte, pentru că domnul Frundo aici a adus argumentele, să zicem, majorității Comisiei Juridice și a modului în care s-a votat, care au fost și argumentele Comisiei Politice și a celor care am privit cu rezervă acest amendament. Pentru că este important să audă telespectatorii, nu așa. Domnul Frundo a adus aici în discuție o chestiune foarte importantă, ce a vrut Consiliul Europei și, într-un fel, sigur, dublu standard este important, cum l-a subliniat. Și vreau să spun că această situație a Rusiei a picat și într-un moment de complex al Consiliului Europei. Consiliul Europei începe să fie puțin complexat de ideea că nu e foarte tare luat în seamă și că nu ia hotărâri serioase în anumite situații. Nu e băgat în seamă că ia hotărâri împotriva Rusiei, vă spun eu. Păi, și atunci a fost un fel de manifestare, cum să spun, păi, așa... Vă rog să ne faceți comparația cu Austria. Păi da, aici ajung. Pentru că ați adus în discuție dublu standard. Totuși, este ciudat. Chiar în acest moment, când ați vorbit de dublu standard, comparația care ați făcut-o este bine cu o țară mică și o accept și chiar o îmbrățișez, rămâne însă ciudat faptul că s-a cerut la Paris, la Comisia Politică, a fost o dezbatere foarte puternică pe situația din Austria. Eu n-ați fost la Comisia Politică, domnule. Eu vorbesc de Comisia Politică. Nu, a spus Comisia de Monitorizare. La Comisia de Monitorizare. Politică. Am înțeles monitorizare, mă scuze. Nu, eu nu sunt la Comisia. La Comisia Politică a fost o dezbatere foarte serioasă. Pentru că la cererea tot a Olandei și a Franței s-a cerut ca Austria să fie monitorizată. Eu am susținut acest punct de vedere. Și l-am susținut foarte puternic, pentru că mi s-a părut că nu putem aplica dublu standard și că nu putem, dacă ce s-a întâmplat în Austria, s-a întâmplat într-o țară din Est, nou intrat în Consiliul Europei, nu se ezita nicio clipă să intre sub monitorizare. N-am nicio îndoială. Vă paște pericol dacă veniți la putere. Dacă, asta am și spus. S-au adus acolo argumente care pe mine m-au lăsat blocat. Că au fost ales Haider, este ales prin vot liber. Deci asta, de ce să vă lase blocată o astfel de afirmație? Pentru că, cum să vă spun, mai sunt și alții care au fost aleși prin vot democratic, ca să-l luăm și pe Milosevic Hitler alături. Și Hitler nici nu-l mai dau, e de mult. Dar a fost discuția cu Milosevic și poate să fie... Bun, și deci dumneavoastră, în legătură cu problema, deci, Austria, a lui Haider, da, ați fost pentru... Am fost pentru monitorizarea Austriei. Pentru că socotesc că nu este o măsură numai pentru țările de Est și pentru țările democrațiile naște. Ba, dimpotrivă, democrațiile adulte trebuie să dea exemplu. Și așa se hotărea. Și a venit partea cea mai tolerantă pe Austria, a venit tocmai din partea parlamentarilor, din grupul din care faceți parte dumneavoastră. Popular. Că să vedem ce se întâmplă, că a fost ales prin vot liber, că de ce să nu-i dăm o șansă să ne arate democratic, când nouă ni se explică aici că dacă, cine știe, noi pe DSR-ul am câștigat alegerile și am face nu știu ce alianțe cu nu știu cine. De asta v-am spus că Jirinovski a plecat fericit. A plecat fericit pentru că Austria și extremismul de dreapta nu a fost pus în monitorizare și nu s-a luat o poziție clară, pe când această situație în legătură cu Rusia, care dă apă la moară naționaliștilor de acolo și cei care sunt tocmai doreau celor asemenea, care susțin acest lucru. Dar mie mi-a plăcut răspunsul domnului Frunda. În momentul în care l-am întrebat dacă reprezintă România, a spus că reprezintă drepturile omului. Bun. Nu, drepturile celor care m-au ales. Nu, toți reprezintă problemă... Nu, lăsați dreptul celor care v-au ales. Toți reprezintă drepturile omului. Nu știu cum să vă spun de asta, nu știu de ce ați făcut această precizare. Dar, socotind Comisia Politică, și asta este ultima frază, socotind că nu rezolvăm absolut nimic cu această măsură care am luat-o acum, imediat după alegeri, cu Rusia. Și că, neavându-o acolo
Caso, domnul Cristoiu, și acum vă reamintesc că ați scris odată la primirea Rusiei în Consiliul Europei un articol nemaipomenit în care comparați Rusia cu Bulă, care, dacă se va supăra, o să-i dea profesoare în cap. Vă mai aduceți aminte articolul? Da, era pe vremea când se cheamă împotriva pe deschidere. Așa era. Doamne, nu asta am vrut să spun. Voie, nu vrem voie, pentru că să pe domnul Frunda. Dar dați-mi voie că se creează impresia că... Să nu la Consiliul Europei. Nu, da. Nu, de Consiliul Europei vorbesc, da. Pentru că altfel se creează impresia că eu aplic duble standarde și cam o altă punct de vedere. Deci nu, grupul din care faceți parte. Deci sunt membru... Nu e adevărat. Deci eu sunt membru și al comisiei de... Asta e altceva. Al comisiei de monitorizare. La comisia de monitorizare la Paris am fost printre cei care am votat pentru monitorizarea Austriei. Pentru monitorizarea Austriei. Și de ce n-am ajuns? Și vreau un lucru remarcabil. Acum dați-mi voie fără puțin, doamna. Ceea ce pe mine a fost o lecție de demnitate. Walter Schwimmer, care este secretarul general al Consiliului Europei și care este secretar general al adunării parlamentare, a fost la ședința Comisiei de monitorizare și nu a încercat să influențeze votul Comisiei. În prezența lui, fără ca el să ia cuvântul, s-a votat monitorizarea Austriei. Foarte bine. Potrivit regulamentului și statutului Consiliului Europei, acest vot a mers la birou. Biroul nu a fost de acord ca această procedură de monitorizare să fie începută. Deci există acum două decizii care se bat cap în cap. Comisia de monitorizare există dublu standard, cu o majoritate de două voturi, 11 la 9 a votat monitorizarea, birou a blocat acest lucru. Regulamentul nu. Regulamentul zice, deci, în această situație, cel care hotărăște continuarea monitorizării este adunarea parlamentară, plenul adunării. Deci se va ajunge în plenul adunării unde se va hotărâ dacă se va monitoriza sau nu Austria. Dar, doamna Stănoiu, argumentul principal al austriecilor care s-au opus monitorizării a fost că e adevărat că declarațiile lui Haider sunt extremiste, dar că nici programa guvernului și nici programa partidului după alegeri nu prevăd nimic extremist. Eu personal n-am acceptat acest punct de vedere și eu sunt pentru monitorizarea Austriei. Eu cred că Austria va fi monitorizată. Va fi monitorizată. Eu cred că Haider a fost pus în situația în care nu poate face mult lucru pentru că el a ajuns președintele Consiliului din Carintia, landului Carintia, unde există alte probleme și o monitorizare a Austriei va fi foarte bună pentru a preveni acte extremiste ale lui Haider. Dar, mutatis mutandis, Uniunea Europeană spre care mergem a hotărât monitorizarea Austriei. Bun, asta este altceva. Deci nu putem să vă spunem că Austria nu și că se fac jocuri. Nu. Adevărul e putem că să Haider, spunem pe doamna, acest moment, senator, putem să spunem Haider a fost în coaliție și cu socialiștii. În 1983-86. Domnul Frunze. Atunci a fost un partener credibil și bun. Acum când este cu creștin-democrații, este extremist. Este același extremist care a fost și atunci și acum. Domnilor senatori, vă propun să ne întoarcem la România. Da. Că dacă... Așa e la Consiliul Europei. O secundă. Îi rog pe telespectator să sună și să-și pună părerea în legătură cu faptul că Consiliul Europei a declanșat procedura de suspendare a Rusiei și nu neapărat asta, să spună părerea despre hotărârea, despre amendamentul domnului Frunda în legătură cu Rusia, în legătură cu războiul din Cecenie. Domnul Cecenie, Tucă, vă rog. Îmi place, rog pe să vă fac o propunere, un amendament ca la Consiliul Europei. Aceste telefoane care vin, de ce nu le lăsați în direct să aibă loc dialogul? Deci dumneavoastră sunteți un dispecer al telefonelor. Cred că ar fi mai direct această discuție directă. Așa vom și face. Să le auzim și domnul, noi. Haideți să ne întoarcem. N-ați văzut ultimele emisiuni și vă fac... Îmi pare rău că nu l-ați văzut. Nu. Când am văzut dumneavoastră întotdeauna... În ultimele emisiuni, în fiecare seară... Sunt în direct. Sunt în direct. Înseamnă că ați primit ceea ce vă... Și doamna senator și domnul senator, ați participat la istorica ședință din... ziua de 6 aprilie, da? Știți de ce este istorică? Lăsați-mă să vă știu că e istorică, pentru că este a treia sancțiune după ce a fost sancționată Turcia pentru dictatură militară și Grecia pentru regimul colonial. Bun, nu. Totuși, hai să lămurim pe o telespectator ce s-a întâmplat, pentru că vom ajunge la România. Deci,
A fost și un raport al Lordului Jad? Da. Sigur că ăsta. Care a cerut? Ăsta s-a nu, nu pe, pe, credi, pe acreditive, ci pe războiul din Cecenia. Deci da. Să fie clar, au fost da, două lucruri. Sigur. Cecenia și pe acreditivele. Acreditivele. Pe Cecenia a fost Lordul Jad și Bindic din partea Comisiei Juridice. Care au cerut pe acreditive a fost Cristina Oiulan din partea Comisiei Politice și eu din partea Comisiei Juridice. Care a cerut bun. În legătură cu... Dar nu sunt separate. Stați un pic. Deci... Analistul occidental, și am aici în față un articol mare din Le Monde din 8 aprilie, spune un lucru foarte interesant și vreau să știu dacă sunteți de acord cu mine. Și anume, că între parlamentarii europeni, între membrii, între membrii acestea, între delegațiile pe care s-au prezentat la, acest, la această adunare parlamentară și guvernele unor țări, au existat două situații. În unele cazuri, delegații au ținut cont de interesele guvernelor și mai ales se referă aici la Lordul Jad, și anume de protejarea reprezentant Rusiei, al... reprezentant al Marii Britanii, iar în alte cazuri, spune același articol, delegații sau deputații așa au avut așa un... cum a avut de exemplu domnul Frunda, bănuiesc că este și expresia acesta, unui orgol. Dar ce și spune? A unui orgol care a spus, domnule, stai puțin, eu cât o să mai respectăm noi aceste, cum să zic, interese ale guvernelor, care de fapt nu sunt și interesele noastre ale deputaților. Deci, în cazul României, credeți, deci, în cazul Lordului Jad, de bănuit că ar fi reprezentat interesele guvernului Marii Britanii. În cazul României, dumneavoastră puteți, credeți că aceasta e și poziția guvernului nostru? Adică a intrat poziția noastră într-o contradicție cu poziția guvernului sau și a guvernului? Pentru domnul Funda contează mai puțin acest lucru, pentru că domnia asta nu reprezintă, nu, a spus eu, că nu reprezintă România. Eu am pus întrebarea dânsului sau mie mi-a spus? Nu, dumneavoastră v-am, nu, pe dumneavoastră v-am întrebat. Pot să-i răspund și eu, domnul Cristoiu? Nu, că am întrebat pe domnul Funda. Dacă mă întreabă pe mine, atunci dați-mi voie să mă descurc singur. Eu obișnuiesc să răspund și la întrebările altora. Mă pare incorect să răspund fiecare la. Deci, un prim contraexemplu e că John Taylor, care este tot din delegația Marii Britanii, a votat irlandez, pentru... Irlandez, a Marii Britanii. Da. A votat pentru... Tot așa cum Lordul Kirkill, care este scoțian, a votat împotrivă. Deci iată că există diferențe, dar sunt și englezi care... Acum... Da, există mulți care au votat într-o parte și alta. Întreb pe politicii. La nivelul meu, la nivelul meu, Ministerul de Externe nu a făcut nicio încercare de a influența votul meu, ceea ce mi se pare foarte corect și lăudabil, cu atât mai mult cu cât știu că din partea Federației Ruse s-au făcut presiuni pentru a influența votul meu, și directe și indirecte. Prin telefonul roșu sau în alte căi? Nu, eu... Da, deci dumneavoastră... Păi nu, cum s-au făcut aceste presiuni? Că e interesant ce spuneți. La nivelul Ministerului Afaceri Externe s-au făcut Nu, n-am spus acest lucru. Dar la am nivelul spus că e lăudabil că Ministerul de Externe Român... Nu, am spus că s-au făcut presiuni din partea Federației Ruse. Facă, cu atât mai mult cu cât asupra mea... Unde s-au făcut aceste presiuni? S-au încercat a se face presiuni politice, să fie foarte clar. Din partea Federației Ruse. Din partea unor reprezentanți ai Federației Ruse. Da, mi se pare normal. E absolut normal. Dar asta și când discutăm de Bulgaria sau Ucraina, se fac prin ambasade la, asemenea discuții. Domnul Sănătate, ajungem la logică. Deci este limpede acum că Federația Rusă a fost deranjată sau într-un fel surprinsă de poziția noastră, da? Nu. Păi dacă au vrut să facă presiuni... Păi dacă știau că în ianuarie am votat așa... Deci vă știu de dușman... Așa, nu de dușman, nu, de prieten. Nu, de un prieten care, prieten care puneți amendamente. Da? Care poate să bage prieten. Să vă pun o întrebare. Acolo la monitorizarea de la Moscova, e trecut Gheorghe Frunda în general sau Gheorghe Frunda din România? Reprezentantul României. Nu știu, întrebați-i. Vreau să ce spuneți, domnule. Păi, da, scrie. Dar uitați, aici zice, scrie pentru aici. Că aveți Le Monde, nu, eu vă arăt Reuters-ul de zilele acestea, în care rușii spun, toți reprezentanții Consiliului Europei, deci inclusiv cei care au votat pentru Rusia, suntem persoana non grata în Federația Rusă. Toți reprezentanții Consiliului Europei. E o agenție de presă, nimic mai mult. Reuters-ul. Nu. Păi și cine a spus-o? Speakerul Parlamentului Rus. Ce a spus, că...
că nu veți mai veni că reprezentanții Consiliului Europei nu mai sunt acceptați pe teritoriul Federației Rusiei. Nu e în legătură cu poziția de la Consiliul Europei, era în general. Acum, la întrebarea care ați pus-o, aici este raportul, figurează domnul România. Deci, pentru cei doi distinși reprezentanți ai României, domnul Funda, ați avut vreun moment... Domnule, dumneavoastră o luați prea de departe. Eu nu mai abrupt întrebările. Nu, eu până... Domnul Frunda e clar că nu reprezintă România. Ați avut impresia... Asta pentru dumneavoastră, domnul Frunda. Păi dumneavoastră a spus-o, domnul Frunda. Păi dar ce reprezentați acolo? Reprezentați România sau nu? Da. Da. Cum reprezintați România? Reprezint România. A spus că reprezentați interesul... Dumneavoastră porniți general de la o presumție greșită. Dumneavoastră vedeți în mine un adversar al României sau interese contrare. E greșit. E adevărat că eu am reprezint pe lângă interesele cele... Domnul Funda, eu v-am întrebat dacă reprezentați România. Nu v-am acuzat? Am spus da. Și m-ați întrebat cum? Cum? Îmi dați voie să vă răspund? Sau vreți să mă convingeți că n-am dreptate? Vă rog, nu vreau să vă convinc de nimic. E foarte greu. Reprezint România. Sunt interesele generale ale țării pe care le reprezint cu fermitate, tărie și convingere. Și dumneavoastră vă întreba, domnul Cristoiu, de unde știți că... Poziția pe care a susținut o dați o secundă. Să termin. Păi nu. Ne oprim aici. Da, nu. Așa. Nu. Eu hotărăsc când termin cu fraza mea, nu dumneavoastră, că nu e corect. Pe lângă acestea, nu uitați că eu aparțin unei comunități naționale din România care nu, are dumneavoastră aparțineți de România, înainte de aparține comunității. Domnul Tucă, dacă vorbiți așa, și înțelegeți să vorbesc așa, eu mă scol și plec. Nu înțeleg, nici să vorbesc la nivelul ăsta. Nici să mă puneți la punct, nici să nu-mi dați voie să-mi termin ideile. Era părerea mea despre modalitatea asta. Cui aparțineți dumneavoastră? Aparțineți României. Nu, greșiți. Vă rog. Deci, asta și în Constituția României este, în articolul 6, aliniatul 2, pe care ar trebui să-l știți, că fiecare cetățean al acestei țări se declară că aparținând unei comunități etnice sau minorități naționale, după propria lui dorință. Deci, dumneavoastră, Marius Tucă, nu aveți drept să-mi spuneți mie cui aparțin, domnul Tucă. Asta o hotărăsc eu. Nu, să fie clar, e dreptul meu. De acord cu dumneavoastră, dar pentru că aparține... Deci atunci vă rog și refuz acest limbaj de acum pune la punct și dacă așa este, nu eu plec. Nu v-a pus nimeni la punct. Nu, să știți. Îmi pare foarte rău, eu nu accept această situație și așa. Deci, domnul Frunda, eu n-am fost nici, împotriva faptului... Nici să mă puneți la punct, nici să-mi spuneți dumneavoastră ce reprezint eu. Dar nu v-am zis ce reprezentați, domnule. V-am spus că reprezentați România. Eu am fost printre după cei ce reprezentați care... comunitatea etniei maghiare... Domnule, nu, v-am spus. Nu accept acest lucru. Să fie foarte clar. Care? Că nu știu la care vă referiți. Eu sunt un kurd din România și vreau să luați act de acest lucru. De acord lucru cu dumneavoastră. Nu-mi spuneți dumneavoastră ce să reprezint. Nu. Deci sunt de acord că sunteți... Ați pus-o aici la față de nu știu câți telespectatori și mă puneți. Nu e acesta stilul de a vorbi, domnul. Stați o secundă, haideți să ne lămurim. Eu n-am zis că nu sunteți unguri din România. Vă mulțumesc că ați invitat. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ați participat până acum. Îmi pare rău că v-ați supărat, dar până una alta trebuie să reprezentați România, chiar dacă reprezentați etnia maghiară. Dumneavoastră nu puteți fi reprezentantul etniei maghiare. Din păcate, cei mi-au spus că fac o greșeală. Dacă voi încerca așa, dumneavoastră au dreptate. Îmi pare rău, o seară bună. Vă mulțumesc, numai bine, la revedere. Bun, încă o dată s-a dovedit, pentru că trebuie să spunem și acest lucru, atunci când e vorba de a reprezenta România, liderii UDMR-ului nu pot să admită acest lucru. Asta e, nu e nicio problemă. Spuneți, domnul Cristoiu. Nu, voiam să întreb pe domnul Funda, nu înțeleg. Nu mai întrebați, lăsați. Nu, dar acum este o întrebare retorică. Deci, rezultă foarte clar că acest amendament pentru care domnia s-a bătut în comisie și l-a și impus. Da. Și care a deranjat foarte mult Rusia. Domnia s-a recunoscut că Rusia a făcut presiuni asupra, pe diferite căi, asupra României, asupra guvernului, bănuiesc și asupra faptului politic din România, pentru ca domnul Frunda să nu susțină acest test. Și voiam să-l întreb dacă n-a avut vreun moment impresia ca reprezentant al României că poate ar fi bine să fie mai puțin luptător împotriva Rusiei. V-am spus că n-avea cum să aibă. Eu am pus o întrebare în sensul ăsta. Vă răspund eu că acum nu mai e domnul Frunda. Acum mie îmi pare foarte rău că domnul Frunda a plecat și mă rog că de obicei are o putere de stăpânire mult mai mare, nu știu de ce. Dar n-avea cu ce să în legătură să stăpânească. Nu, dar nu știu de ce. Bine, nu, în orice emisiune ți se cere o anumită putere de stăpânire. Noi nu suntem oameni de televiziune, domnul Tucă.
Dar eu, spre deosebire de domnul Frundo, nu socotesc că este foarte bine că Ministerul de Externe nu s-a manifestat în această situație. Poate greșesc. Eu am făcut toate precizările, că sunt stagiară la Consiliul Europei și că eu nu sunt o specialistă nici în drept internațional, nici în relații internaționale, cum bine să știe. Și poate nu stăpânesc chiar toate mecanismele respective. Dar mie mi se pare că în chestiuni de acest gen, parlamentarii, nu e vorba aici de mandat imperativ sau de a ne impune ceva, pentru că putem în fond analiza. Deci mie dar mi se pare asemenea foarte... chestiuni trebuie să se discute cu delegația și trebuie o anumită... Mai ales, să vă dau un exemplu, am parlamentar de opoziție, dar cu bună credință vrei acolo să servești interesele țării. Da, doamna, la un moment dat nu știi chiar degeaba foarte bine ce vrea guvernul României în relațiile lui cu Rusia. Eu zic că s-a discutat degeaba. Eu ar trebui în felul ăsta, nu știu dacă, poate greșesc, dar eu ar trebui într-un fel, în asemenea situații, de asemenea importanță, niște discuții să fie. Că tu poți să decizi... Întâmplarea face să fie vorba de Rusia. Păi da. Pentru că aici automat se pune o ștampilă. Aici a discut. Că dar, tu poți să decizi ca parlamentar... Eu vă spun că degeaba s-ar face aceste întâlniri, pentru că domnul Frunda la fel nu va reprezenta România. Pentru mine, declarațiile pe care le-a făcut în această seară sunt foarte grave. Deci nu poți să spui ca cetățean, eu asta încercam să întâlnesc, în România sa, chiar dacă este un cetățean maghiar, de nie maghiar, este un ungur din România, reprezintă România. Nu poate să reprezinte pe altcineva. Și aviz tuturor celor care fac parte din această enie și într-un mod fraudulos, înscriindu-se într-o formațiune politică, pentru că este singura formațiune politică bazată pe enie, fac asemenea declarații. Deci avertismentul este foarte clar. Dom'le, reprezentăm România, mai ales pentru că suntem trimiși acolo, sau sunteți trimiși acolo, de către România. Da, nu sunteți trimiși nici de către UDMR. Nu, e delegația Parlamentului României. Sigur. Absolut. Nu scrie acolo delegația permanentă a reprezentanților din partidele UDMR, PDSR și așa mai departe. Mie mi se pare lucru foarte grav. Faptul că a plecat din emisiune este dreptul domniei sale. La urma urmei, fiecare poate să se ridice și să plece. Se poate ridica și poate pleca în orice secundă. Nu asta este. Faptul că a acceptat propunerea, i-a mulțumit pentru asta. La felul în care s-a manifestat atunci când a fost vorba de a reprezenta România, mie mi se pare foarte grav. De asta cred că este... Eu, dacă ar fi după mine, nu am spus acest lucru, n-aș mai lăsa să se facă formațiuni politice de origine bazate pe enie. Formațiunea romilor sau formațiunea era foarte bine așa cum erau reprezentanți fiecare, pe când un om sau doi acolo, parlamentari, cum a fost la început, dar să candidezi în alegeri ca o formațiune etnică, mi se pare, pentru că iată unde se ajunge. Eu vă spuneam, cum vota domnul Frunda, că l-am întrebat, spunea că acolo două state, dădea exemplu cu Basarabia. Basarabia, domnul Frunda, pentru dumneavoastră este pământ românesc. Trebuie să știți asta și dacă nu știți, trebuie să o învățați între timp. Dacă se ajungea să se pună pe ordinea de zi discutarea în regim de urgență, așa cum s-a spus la un moment dat, despre discutarea în regim de urgență a poluării Dunării de către România. Da. Pare foarte rău. Deci, eu nu, cum să zic, nu pot să stau liniștit atâta vreme că la Consiliul Europei avem un reprezentant care, în această seară am aflat, nu vrea să reprezinte România, ci reprezintă pe cine vrea domnia sa, așa, Marius, în mod general. Voie să fac și o precizare. Deci, eu cred că chestiunea e mai generală. Să punem între paranteze etnia din care face parte domnul Frunda și să constatăm că și domnul Vasile Lupu, președintele delegației, a votat pentru acest amendament, va chiar așa justificat. Și atunci ajungem la o problemă generală pe care nu întâmplător am pus-o absolut, eu. Absolut, aici precizarea era... Când am dat exemplu în legătură cu domnul Năstase, problema care începe să se pună cu aceste delegații ale noastre și mai ales cu cea la Consiliul Europei este în ce măsură dumneavoastră reprezentați acolo, că vă numiți Frunda, că vă numiți Tănoi, că vă numiți Năstase, că sunt Popescu sau ăsta, interesele României și sunteți mandatați ai Parlamentului Român sau, cum s-a spus domnul Frunda, sau ar putea să spune și altcineva și domnul Lupu, punctele de dumneavoastră de vedere. După părerea mea,
e ceva neregulă la ora actuală în România. Și anume, da, sistemul că nu e prim... numai reprezentanții UDMR-ului, asta nu e numai, clar. Nu e prim, pentru că și domnul Vasile Lupu, nu e prima, Vasile Lupu a fost de acord și a zis să criticăm, să punem capăt odată acestei dominări a Rusiei, care nu știe ce ne face și ne dă. Deci, după părerea mea, acest amendament susținut, impus de domnul Frunda, nu pentru că este de neimaghiar, impus, poate că a vrut să se afirme în comisia juridică. După asta, impus în adunarea parlamentară, chiar, cum să spun, punând într-o anumită jenă chiar puterile occidentale, care, din câte s-a văzut și votul a fost strâns, nu prea aveau interes nu, să... Așa. Deci, problema că sunteți de acord că trebuie totuși discutat odată în Parlament mandatul pe care îl are. Deci, că în anumite chestiuni sensibile, dumneavoastră, care sunteți membri ai delegațiilor, ai delegației și membri în diferite comisii, să consultați totuși țara. Adică, Ministerul de Externe. Dom'le, uite, se ridică la orizont, cum spuneam eu, problema, să spunem, uite, se propune în comisia politică, vă dau un exemplu, condamnarea Turciei. Nu știu, să zicem. Nu e normal. Cu două tăișuri și așa. Nu, am dat un exemplu. Nu, am dat un exemplu. Haideți să vă spun. Nu e normal în acele condiții ca doamna Stănoi să consulte Ministerul de Externe sau Parlamentul sau colegii sau delegația noastră. Dom'le, uite să ne vrem. Noi în cazul domnul de față... Dar ce se va întâmpla în momentul în care reprezentanții parlamentari români în Consiliul Europei trebuie să iau o poziție în legătură cu un aspect de politică externă și, de exemplu, doamna Stănoiu, care e în PDSR, nu e de acord cu politica externă pe care o face guvernul României. Ce se va întâmpla? În sensul ăsta spun. Ce se va întâmpla? Că aici este lucrul care e în neregulă. Sunteți de acord? Pentru că nu-mi dau seama de libertatea mandatului dumneavoastră acolo, individual. Sigur. Domnul Cristoiu, relund. Observația noastră de la început a fost justă și eu sunt printre cei care am ridicat această problemă la nivelul delegației și acum, mai recent, a ridicat-o un coleg de la Partidul Liberal. Că nu există aceste consultări, că nu deci discutăm... Deci până și liberali, ne spune, da, cei de la putere. A ridicat chiar foarte ferm unul din membrii delegației la Consiliul Europei acum, că nu se fac aceste consultări, că nu discutăm, că putem rămâne descoperiți. Eu v-aș mai da încă un exemplu foarte grav. Și poate că unii din colegii mei o să se supere, dar este foarte bine să discutăm deschis dacă am ajuns aici. Dacă vreți, unul din subiectele cele mai importante pentru România pe ordinea de zi a Consiliului Europei a fost pactul de stabilitate. Vreau să vă spun că la pactul de stabilitate nimeni din România nu a luat cuvântul. Niciunul din membrii delegației... Bine că ați luat cuvântul la Rusia. Niciunul din membrii delegației române, nu știu cine a fost înscris, pentru că noi de obicei ne repartizăm și e și firesc temele, rapoarte. Asta o făceam înainte. Nimeni n-a luat cuvântul la pactul de stabilitate. Adică ziariștii ne-au menajat pe noi de data asta foarte tare. Pentru că eu să fi fost în locul lor, nu scăpam o asemenea ocazie, pentru că ăla era subiectul care interesa cel mai tare român. Vă dau un exemplu. Deci ceva nu merge cu delegația. Mai de mult că mă întrebați de ce am spus da cu jumătate de gură în legătură cu domnul Lupu, la un moment dat, chiar la o emisiune televizată la domnul Diaconescu, într-o seară, domnul Lupu și-a zis că nu se mai duce la Consiliul Europei, că toate s-au rezolvat acolo, că acum sunt chestiuni acasă și că... Mă rog, haide să nu mai vorbim în lipsă, că asta da, e, să vorbim de domnul Frunda, că domnia s-a vrut să vorbim în lipsă. Deci a fost așa o perioadă care n-a fost clară. Domnul Lupu și-a reluat acum activitatea. În legătură, doamna Stănoiu, în legătură cu votul noastră împotriva Austriei. Da. De ce un vot pentru monitorizarea Austriei atâta vreme cât în Austria au avut loc alegeri libere, iar cei care au venit la putere, Haider, au venit pentru că așa au vrut cetățenii prin vot democratic Austriei? Eu, din punctul meu de vedere și luarea mea de cuvânt. Da. Păi a spus că sunteți pentru monitorizarea Austriei. Pentru... Doar pentru a nu se crea un dublu standard? Da, pentru a nu... Nu, întâi că, cum să spun, sigur, asta este situația din Austria. Dar noi, întâmplător, cu o sesiune înainte și chiar în comisia în care am politică și chiar la sesiunea de la Paris, adoptasem un document cu partidele extremiste. Discutasem un an de zile acest raport care a tot fost refăcut cu partidele extremiste și l-adoptasem și-l votasem, domnul Tucă.
că de condamnarea partidelor extremiste și pe ideea că nu este un argument modul în care a acces la... Bun, dacă se face alianță cu asemenea partide... Păi și ce e de făcut atunci? Asta este cei care dați semnalul poporului austriac, sârb și așa problema, mai departe, problema, nu, problema, din punctul meu de vedere, era efectiv a exprimării unei respingeri a dublului standard. Și v-am spus, argumentul meu a fost, asta, de ce ne amenințați pe noi cu asemenea lucruri și tolerați atunci când vă privește pe, pe ceilalți asemenea chestiuni? De ce le priviți cu îngăduință? Asta era. Doamna Stănoiu, am o întrebare, să vă, o ultimă întrebare, de fapt două întrebări pe care vreau să vi le pun la sfârșitul emisiunii. Și prima întrebare ar fi, dumneavoastră știți ce se întâmplă în Cecenia? Căci în afară de acele rapoarte de care aminteați mai devreme, rapoarte făcute de cei care au fost la fața locului și au văzut ce se întâmplă. Pot să vă răspund indirect? Vă rog. Da. Deci eu am avut un raport acum la Consiliul Europei cu privire la violul în conflictele armate, în situația de conflicte armate. Vreau să vă spun, când am fost numită raportor pentru acest raport, tema, subiectul suna altfel. Erau nominalizate niște locuri din această lume. Și am spus clar, eu nu fac un raport de acest lucru. Eu voi vorbi de viol în conflictele armate ca armă de război și devenită crimă de război, oriunde s-ar petrece aceste lucruri. Deci schimbăm titlul, bine. Nu-și schimbăm... Nu. Înțeles. Nu, acum, revenim. Și de asta, în raportul care l-a privit, eu am privit această chestiune sub toate aspectele ei, oriunde ar fi, dar fără niciun fel de trimiteri în concret, sigur că sunt menționate și Kosovo și Cecenia și tot, dar oricine le-ar fi făcut, pentru că vreau să vă spun că este departe de mine de a ști. Ați pus o întrebare retorică, ca să vă spun ce știu eu ce se întâmplă în Cecenia. Nu, am pus o întrebare plecând de la faptul că... Nu știu nici cei care au fost în comisia ad hoc foarte bine. Și de asta și ei vorbesc despre... De asta eu n-am... Nu, păi nu, eu v-am pus această întrebare, da, pentru că era o întrebare pe care urma să o pun, dar n-am mai apucat, în legătură cu raportul care a fost făcut, raport de un om care n-a fost acolo. Păi asta n-a fost am spus și eu. De asta aș fi cerut să deci fie mai rezervat. Eu ca și gazetar n-am alte surse de la fața locului, spre deosebire de războiul din Iugoslavia, unde era altceva, în primul rând erau canalele occidentale care transmiteau ce se întâmplă acolo, plus gazetarii noștri, corespondenții noștri trimiși la fața locului. Eu zic că în primul rând. În primul rând, așa că existau și unele, da, și altele. Și altele, și puteai, deci, să faci rând, comparații. În legătură cu ceea ce se întâmplă în Cecenia, informațiile noastre sunt agențiile de presă, unde foarte puțin gazetari occidentali, cei drept, au acces în zonă, da, ca să poată să transmită. Deci e un lucru... Obiectiv, sigur. Cel puțin din acest punct de vedere ar trebui să fie lăsați, sau să nu fie lăsați niciunul, niciun, pentru că sunt, primim imagini care sunt transmise de ziariștii ruși. În filtrat. La fața locului. Filtrate, absolut. Sigur. Dar nu avem parte de imagini sau de informații la fața locului venite din partea ziariștilor occidentali. Sau, și mi se pare foarte grav, sau grav cum vreți, de acord, că ziariștii occidentali nu au acces acolo. Da. De-aia nu pot să judec, nu am toate datele pentru a judeca sau pentru a înțelege, mai bine nu a judeca, pentru a înțelege foarte bine ceea ce se întâmplă în Cecenia. Singurele date de la care pot să plec să trag o concluzie sau să văd ceea ce se întâmplă, să înțeleg ceea ce se întâmplă, sunt datele ziariștilor ruși, datele oferite de oficialii ruși, datele oferite de oficialii ceceni, care bineînțeles că se bat cap în cap aceste două din urmă exemple, dar nu am nici ziariștii mei, da, și nici ziariștii occidentali. Ceea ce este, mi-e foarte greu să trag o concluzie sau să înțeleg ceea ce se întâmplă. Dar era bună întrebarea și aș fi vrut să aflăm răspuns la ea, de unde știau alți parlamentari care au făcut rapoarte ce se întâmplă acolo. E bine, unii au fost, majoritatea au fost în comisia. Sigur, și am văzut ceea ce se întâmplă. Ne oprim puțin pentru publicitate, după aceea mai am o ultimă întrebare și dacă domnul Cristoiu va avea de tras o concluzie, o să rog să tragă. Dar mai întâi, publicitate.
necâștigător. You haven't killed anyone. Și poți să refuzi să pierzi. Who are you? Poți să te ascunzi. You can pull in from the main terminal. Poți lovi. I find you dead! Și poți întoarce sorții în favoarea ta. Here, talk to Kane. Kane's dead. Lyle Olson. Robert Bone. I'm a ghost story. Răzbunătorul este printre noi. Vineri la Antena 1. Joi la Brigada Mobilă. Scenă de groază într-un sat din Gorj. O femeie a fost arsă în foc timp de 30 de ore. N-a mai rămas aproape nimic din ea. Confesiuni la vorbitor cu cel care a organizat revolta din penitenciarul Gherla. Urmăriți Brigada Mobilă. Joi vă vom spune povestea tulburătoare a celor trei orfani din Popeșle Ordeni. Problemele noastre au început în anul 1994, când tatăl nostru a decedat. Nu știu, probabil n-am mai fost copii, adică am început să ne maturizăm, să privim viața altfel. Joi de la ora 21:30 la Prezentul Simplu. Vine primăvara. Primăvara aceasta se poartă verde și albastru la Tele Euro Bingo Show, concursul cu cele mai mari premii din România. Pe Antena 1 plouă cu premii. Bate duminică de duminică toate recordurile. Mașini, case, bani pe panou. 10.000 de dolari. Apartament. Mercedes-Benz. Miliarde de lei, marele bingote! Cartoane albastre, cartoane verzi. Hai să ne adunăm copii! Pentru că norocul tău este Tele Euro Bingo Show! Din 3 aprilie nu mai ești singur în oraș. Ziarul Capitala, cu despre și numai pentru bucureșteni. Capitala îți oferă poveștile orașului, viața mondenă, sport și tot ce este util pentru tine, adică actualitatea la bani mărunți. Capitala e în mâinile tale. Capitala îți oferă tot ceea ce nu ai avut până acum. Capitala, povestea unui oraș într-un singur ziar. Capitala, ziarul Bucureștiului. Capitala, din 3 aprilie. Continuăm emisiunea din această seară, o emisiune dedicat felul în care este reprezentată România la Consiliul Europei. Domnul Stănoi, avem o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Spuneți-mi dacă s-a cerut eliberarea lui Ilie Elașcu de către grupul parlamentar, grupul României prezent la Consiliul Europei și plecarea armatei a 14-a parcă din Moldova. A fost o propunere? S-a discutat în acest sens? Da, cred că da. Dar nu sunt în măsură să vă spun exact, nu l-am. Și am înțeles că a fost o propunere privind eliberarea grupului Ilașcului și retragerea armatei a 14-a din Transnistria. Da. Domnul Frunda, nu știți dacă a avut o astfel de inițiativă, că tot rodea problema ceceniei. A fost sigur această propunere, domnul Năstase și cu un grup de parlamentari care a făcut această... Am înțeles. Domnul Cristoiu. Dar vreau să vă spun că nu s-a făcut la comisia noastră, dar a fost această propunere făcută. Domnul Cristoiu, dacă aveți ceva de spus la finalul emisiunii, că n-ați apucat să spuneți cât de... Deci, câteva concluzii. Una, membrii delegației noastre la Consiliul Europei reprezintă înainte de toate interesele României. Și nu nici interesele și Europei. Nu. Am spus, sunt un idealist, ca și Florian Alexandrescu. Din această cauză, cred că o problemă care se pune este discutarea, poate în Parlament, poate într-o sesiune, poate în comisiile de specialitate ale Parlamentului, a unor inițiative pe care le au unii membri ai delegației noastre de menite sau în stare să ducă la situații complicate cu alte țări. Mie, de exemplu, din acest punct de vedere, am și scris un editorial, amendamentul domnului Frunda, este expresia bătăliei duse de domnia sa, pentru amendament care a deranjat foarte mult Rusia,
cred că a turnat gaz pe foc în relațiile noastre cu Rusia și așa tensionate în urma acelui penibil scandal cu firul roșu. Și din acest punct de vedere am aici un document care se referă la faptul că intrarea noastră în NATO va depinde, am văzut de fapt și într-un ziar și în ziarele occidentale, odată cu venirea lui Putin, de aprobarea sau în ultima instanță de votul Moscovei. Oricum, în acest document se spune că cu ocazia vizitei secretarului general al Alianței în Rusia a fost vehiculată ideea discutării extinderii în cadrul Comitetului Comun Permanent, adică al Comitetului Comun NATO-Rusia. Este tot mai limpede că puterile occidentale fac curte noului stăpân de la Kremlin, că în timp ce marile puteri, și iată am avut exemplu Angliei și al Lordului sunt foarte prudente în raporturile cu Rusia în acest moment, noi românii ne aventurăm prin dezbatere privind firul roșu, prin isteria aceasta antirusească, prin amendamentul domnului Funda, ne transformăm într-un vârf de lance împotriva Rusiei, într-un context, repet, în care mari puteri nu-și permit la ora actuală decât să facă altceva decât curte Rusiei. Concluzia mea este că fără știința domniei sale, domnul Funda a făcut un deserviciu României și era bine și ar fi bine ca și alți membri ai delegației române să se consulte cu Ministerul Afacerilor Externe, să țină cont și de și cu Comisia de politică externă din Senat și cea din Camera Deputaților, pentru a vedea dacă anumite inițiative pe care le au ei acolo nu cumva intră în contradicție cu interesele țării noastre. Am dat exemplu că pe domnul Adrian Năstase se putea să-l apuce la un moment dat, să-i spun nebunia și să ceară o condamnare a țărilor NATO care au bombardat Serbia. Era într-un fel în acord și cu poziția PDSR-ului față de această agresiune. Iată însă că și-a dat seama că ar fi fost un atentat la interesele României. Mâine, poimine, ne vom trezi că un membru al delegației noastre va cere, nu știu, sancționarea Turciei, ceea ce va duce la înrăutățirea situației cu Turcia. Eu cred că alți delegați, deosebire de delegații noștri, țin cont și s-a văzut din dezbaterea amendamentului Funda și votul foarte strâns, 78-69, că alți delegați din țări mult mai puternice ca România sunt mult mai reticenți și mult mai atenți la interesele guvernelor, la interesele țărilor lor, decât membrii delegației noastre. Asta e concluzia mea. Haideți să intrăm și în legătură cu telespectatorii în ultima parte a emisiunii. Bună seara! Bună Alo? Seara! Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mă numesc Mișcoviș, nu Vișcoviș, cum mă? Mișcoviș, da. Vă rog, domnul Mișcoviș. Din Timișoara sunt. Am sunat prima dată la începutul emisiunii. Vă rog. Neștiind că domnul Frunză o să plece de la emisiunea dumneavoastră, și am vrut să-i pun două întrebări. Deci, una ar fi, interesele cui reprezintă el la Consiliul Europei? A Ungariei sau a României? Asta ar fi prima. Și a doua, cum este posibil că guvernul României să trimită un reprezentant a unei etnii minoritare din România la Consiliul Europei? Nu guvernul trimite, ci Parlamentul României. Parlamentul? Mă rog. Vă mulțumim pentru întrebări. Bună seara. Vocea, că sunt puțin răgușit. Vă mulțumim pentru întrebări. Asta este. Nu, trebuie totuși să precizăm că domnul Frundo are dreptul, este ales, reprezintă în Parlamentul României, are toate drepturile ca orice parlamentar și UDMR-ul are dreptul să facă parte din delegația Parlamentului României la Consiliul Europei. Asta am și spus, sigur, că reprezintă Parlamentul României, sigur, nu Guvernul României. Sigur. Altfel, nu mai spuneam. Da. Luăm o nouă legătură telefonică. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, vă ascultăm! Alo? Sunteți în direct, da? Domnul Tucă? Da. Bună seara. Bună seara. La voastră și la invitația dumneavoastră. Domnul Tucă. Vă rog. Domnul George Frunda a fost de două ori de coșante național în seara asta.
Odată a spus că reprezintă România și poporul român la Consiliul Europei și eu nu mă simt reprezentat de acest domn în Consiliul Europei. Nu l-am mandatat noi. A doua oară, niciodată nu a adus în Consiliul Europei încălcarea flagrantă și grosolană a drepturilor omului din România, care este frustrat din ce în ce mai mult. De toate drepturile și de tot ce au câștigat în 50 de ani de muncă, ca roboți în epoca comunistă, noi am sperat că după 89 să devenim oameni, dar că la noi nu se luptă nimeni pentru drepturile omului, nici după 10 ani de la Revoluție, înseamnă că noi n-am devenit încă oameni. Referitor la lupta pentru apărarea drepturilor altor oameni, se pune o întrebare. Ce diferență există între oamenii din Kosovo, despre care noi am fost de acord să fie bombardați, și oamenii din Cecenia, pentru care nu suntem de acord? Și o altă întrebare. Dacă Sârbia au încălcat drepturile omului în Kosovo și NATO a intervenit armat, de ce NATO nu a procedat așa și cu agresorii ruși? Sau să credem că agresorii se înțeleg pentru a diminua armamentul perimat, fizic și moral, apărând drepturile oamenilor să moară fără voia lor? Dacă domnul Frunda nu mai este în emisie, rog pe doamna Stănoiu, la o întâlnire cu dumnealui, să-i comunici. Bun. Și să așteptăm un răspuns. Vă mulțumim pentru telefon. El a venit la dumneavoastră în emisiune cu niște idei preconcepute. Bun. Vă mulțumim. Vrea telefon în direct, domnul Tucă, și nu vrea niște note telefonice. Noi facem aceste telefoane pe banii noștri, iar partidul dumnealor sau cine vrea, dacă vrea să discute cu noi tet-a-tet, să ne plătească convorbirile. Vă mulțumim pentru telefon. Bună seara. Haideți să facem abstracție acum, că nu trebuie să vorbim de domnul Frunda dacă a plecat, să-i punem întrebări. Eu vă cerusem o opinie și întrebări în legătură cu poziția adoptată de Consiliul Europei față de Rusia, în poziția adoptată în urma desfășurării războiului din Cecenia, atacului pe care armata rusă îl susține. E interesant, totuși, la ultima întrebare, un scurt comentariu, pentru că aici de acest lucru s-a vorbit mai puțin. Atunci când s-a adoptat rezoluția Consiliului Europei cu privire la Kosovo, trebuie să vă spun că au fost foarte multe dezbateri în Comisia Politică, s-a votat de 3 ori cu vot în picioare până la urmă, pentru că membrii Comisiei Politice n-au votat-o, cerând ca acest lucru să fie rezolvat la ONU. Și unul din argumentele principale care s-au adus este tocmai ca să nu creăm un precedent și într-o zi o mare putere, invocând acel precedent, să procedeze la fel. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, până la urmă. Într-un fel, i-am răspuns. E foarte important ce a spus, da. Pentru că Și împotriva de aceea, nevotând Comisia Politică, s-a trecut apoi în Comisia Permanentă și Comisia Permanentă a schimbat votul și s-a adoptat rezoluția. Pentru Comisia Politică a cerut trecerea, nu s-a putut obține majoritatea. Nu s-a putut obține majoritatea și s-a votat așa. Avem o nouă legătură telefonică. Bună seara! Alo? 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 Da? Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Eugen Haider. Haider din România. Bun, merge și cu pseudonimul ăsta. Întâmplător în România. Merge și cu pseudonimul ăsta, spuneți. Nu e un pseudonim. Vă rog. De la început emisiunii caut în arborele genealogic și nu am reușit să-mi dau seama dacă sunt sau nu rudă cu domnul Haider, dar asta nu este foarte important. Ceea ce vreau să vă spun dumneavoastră, Marius ție personal, pentru că ne cunoaștem, dar a fost acum 10 ani, cred, suntem în acea generație, o să rămânem pe fir, probabil. Însă, în legătură cu discuția voastră din seara asta, sau mă rog, dumneavoastră, aș dori să vă atrag totuși atenția că politica internațională a României, conform Constituției, este domeniul rezervat al președintelui României.
este la, știu eu, bunele umori ale domnului Frunda sau ale partidului pe care reprezintă sau ale altor partide. Deci, încă o dată și pentru toată lumea, poziția României pe scena internațională este un domeniu rezervat președintelui României. Nu înțeleg de ce există oameni în România care își arogă acest drept mai presus de toate legile respectate de noi, cetățenii români, austriaci și așa mai departe. Deci, pentru domnul Cristoiu special, vreau să-i spun că îl invidiez pentru maniera în care este capabil să-și vândă tot ceea ce are el de vânzare, celui care plătește mai mult, presupun, pentru el și sper pentru el. Te ascult, Marius. Nu, concentrează-te și o să-ți amintești cum te învățam la un moment dat niște lucruri. Bun, mulțumim. Au cu mulți ani, e adevărat. Mulțumim pentru telefon și pentru faptul că m-ați învățat ceea ce m-ați învățat. Nu mai știu exact ce, dar e bine. Vă mulțumesc, bună seara. Domnul Cristoiu, dumneavoastră ce părere aveți despre votul doamnei Stănoiu în legătură cu Austria lui Haider? Pare rău, dar cred că este o greșeală ca și a domnului Frunda. Știu că există foarte multe argumente, dar cred că poate era bine dacă vă consultați și cu Ministerul Afacerilor Externe. Eu cred, mă rog, în modest, gândind ca, că noi suntem o țară care la ora actuală, chiar dacă facem parte din Consiliul Europei, chiar dacă avem distinși reprezentanți acolo, ar trebui să fim mai prudenți în raporturile cu alte state, inclusiv cu Austria, inclusiv cu Rusia. Sigur, există o tendință a fiecărui reprezentant din delegația noastră să se afirme, să aibă inițiative, dar din punctul meu de vedere, sigur, nu e o greșeală. Austria nu e cu Austria avem relații mai bune decât cu Rusia și nu cred că afectează atât de grav interesele, dar totuși să fiți de acord cu mine că poate ar trebui găsit o modalitate de punere de acord a delegației noastre cu politica externă a României sau poate cu interesele fundamentale ale României. Oricum, față de Austria, alte țări au fost mai prudente, nu-i așa, doamnă? Destul de puține. Nu a fost pe țări acolo, a fost mai ales pe grupuri politice, ca să mă exprim mai clar. Și până la urmă nu s-a întâmplat nimic, iar monitorizarea nu înseamnă un lucru nemaipomenit de grav. Aplicând același standard ca și domnului Frunda, trebuie să vă critic. Așa da, că îmi pare nu, sigur, absolut. Și primesc critica. Numai aș face numai o mică precizare, că sunt de acord în mare cu dumneavoastră că pe chestiunile fundamentale trebuie să ne punem de acord și să servim în primul și în primul rând interesele României. Sigur însă că există domenii în care putem avea și inițiativele noastre. Să nu uităm în perioada în care actuala putere era opoziție, ce plângeri făcea la Consiliul Europei. Se pot ivi situații, eu de asta am spus-o, n-am spus-o gratuit. Păi nu fac chestiuni de asta. Dar se pot ivi situații, însă, dacă este o încălcare grosolană în România, a drepturilor omului, niciodată să nu spere cineva că acest lucru nu îl vom ridica la Consiliul Europei. Vă dau alt exemplu. Da. Un posibil exemplu. Dumneavoastră sunteți vicepreședinte în PDSR, da? Pe o problemă de politică externă, guvernul României, deci puterea din România, puterea executivă din România, are o anumită poziție. O poziție contrară poziției Partidului Democrației Sociale din România. Ce veți face dumneavoastră în acest caz, ca reprezentant în Consiliul Europei al României? A dat răspunsul domnul Cristoiu prin exemplu domnului Adrian Năstase. Ne abținem, domnule. Vă abțineți. Am înțeles. Dacă îmi dați voie, cred că în cazul dumneavoastră, și aici vă spun cu toată sinceritatea, a acționat același sindrom ca și cazul Rusiei. Cred că începeți
Partidul Democrației Sociale din România să fiți tot mai mult influențați sau afectați de această campanie dusă pe ideea că sunteți partid extremist sau că sunteți cu Rusia. În cazul acesta, cred că votul dumneavoastră sau inițiativa dumneavoastră a vrut să și contracareze această idee că nu sunteți cu extremiști. Și cred că totuși ar trebui să renunțați la aceste complexe care s-au văzut și în cazul Firului Roșu și în cazul acesta. Că spune X sau Y, deci cred că în actuala campanie sunteți împinși într-o capcană, în capcana de a face unele gesturi pe care poate uneori nu le vreți, tocmai pentru a demonstra că nu sunteți cei care sunteți acuzați. Cred că aici a fost una de... Doar să vreți să demonstrați prin asta, domnule, uite, noi nu suntem un partid extremist, dimpotrivă, suntem un partid care ne putem permite, cum să spun, să criticăm Austria. Așa cum în cazul Rusiei, în loc să se spună de la început ce s-a spus, din teama de a nu fi identificați cu Kremlinul cu ăsta, s-a ajuns la bâlbeala care s-a ajuns. Eu cred că trebuie să se pună capăt odată acestei dumneavoastră, ca sfat de partid, acestei încercări de a vă complexa pentru a face apoi a vă provoca unele mișcări greșite din punct de vedere internațional. Avem o legătură telefonică din Făgăraș. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, vă ascultăm! Vă salut, bună seara! Bună seara! Domnul Tucă, domnul Cristoiu și doamnei, pentru că văd că tovarășul celălalt a plecat. E o problemă. Eu mă pun așa, ca om, ca cetățean al acestei țări. M-am născut în țara asta. S-ar zice că de etnie maghiară. Dar trăind în România, mă consider român. Nu știu de ce oamenii noștri de sus nu au curajul să lupte pentru întregirea acestei țări. Mă întreb ca om, ca cetățean, dacă ar fi cerut România pe la Tisa și Basarabia, mai semnau acele tratate ungurii și cu ucrainienii? Cred că nu. E mai complicată treaba, dar am ajuns și eu la concluzia și dacă acești oameni ar coborâ pe jos în rândul poporului și ar da seama că nu-i mai iubește nimeni. Chestia e că e gravă și devine tot mai gravă. Nu știu, parcă am ajuns cerșetorii marilor puteri. Nu mai avem demnitate de români și de oamenii noi. Mie... nu știu ce să zic, parcă mi-e jenă, mi-e rușine că mai trăiesc în țara asta lângă acești oameni, credeți-mă. Bun, vă mulțumim pentru intervenție, domnul tot. Bună seara. Bună seara. O știre din prima pagina ziarelor de mâine. Knesetul cere Parlamentului Român să-și exprime poziția în legătură cu Georg Haider, că tot vorbeam în această seară. Ce părere aveți, domnul Cristoiu? Situație extrem de dificilă. Din acest punct de vedere, deci, spre deosebire de domnul senator, eu cred că în cazul Austriei a fost un vot liber exprimat și din acest punct de vedere am mai arătat în această emisiune că nu Haider a ajuns la putere nu din cauza, pe fondul declarațiilor sale antisemite, așa cum văd că încearcă și Knesetul, și pe o situație internă foarte complicată de acolo. Dar oricum, sunt foarte mulți analiști occidentali care susțin, care încep să se întrebe până unde se poate ajunge cu ingerința suprastatală. Deci avem vot liber, avem democrație, votul liber aduce un partid la putere și atunci vine altcineva din afară și spune, nu e bine. În aceste condiții, întrebarea pe care încerc să mi-o pun eu este, ce rost are să mai facem alegeri să se hotărască undeva? Asta e clar întrebarea, dar ce întrebare vă puneți în cazul ăsta? Președintele Parlamentului Israelian
Abraham Burg a solicitat Parlamentului României printr-o scrisoare să-și exprime poziția în legătură cu acceptarea Partidului Libertății condus de Haider în coaliția de guvernare din Austria și a adresat un apel privind participarea la un efort parlamentar internațional în vederea prevenirii legitimizării precedentului Haider. Domnul Cristoiu, eu sunt de acord cu dumneavoastră numai în parte, pentru că dumneavoastră procedați cu un raționament diabolic, ca să zic așa. E perfect ce spuneți dumneavoastră. Dar să înceapă cu propriile exemple. Aici este toată chestiunea. Mie mi-ați proiectat, eu am observația în legătură cu partidul, am receptat-o și vă promit să reflectez foarte serios la ea, pentru că e foarte mult adevăr în ce ați spus. Cât mă privește pe mine personal, să poate să fie și adevărat, dar această chestiune a dublelor standarde, să știți că mă preocupă, iar faptul de a le purta același limbaj pe care îl poartă în anumite situații și îl poartă în anumite situații, mi se pare că este o poziție care trebuie adoptată. Adică, ce spuneți dumneavoastră, așa este, dar atunci să fie. Da, am înțeles poziția dumneavoastră. Nu, că... noi, dar ce face dumneavoastră? Sunteți parlament, sunteți senator. Aici, în cazul sunteți senator. Eu mi-am exprimat deja. Deci e clar ceea ce faceți. Eu mi-am exprimat deja. Bun, domnul Cristoiu, că... mi-a răspuns la întrebare, pentru că nu e parlamentar. Nu, situația... Stați că luăm o logătură telefonică și spuneți după ce. Pentru că ori e așa pentru toată lumea, ori e așa din când în când. M-ați înțeles, asta este. Bună toată. Seara. Bună seara. Vă ascultăm. O scurtă întrebare pentru invitații dumneavoastră, domnul Cristoiu, doamna Stănoiu. Vă rog. Întrebarea ar fi următoarea. Cum privesc dânsii din perspectivă istorică condamnarea regimului coloneilor din Grecia? Vă mulțumesc foarte mult. Bun, vă mulțumim și noi. Bună seara, domnul Cristoiu. Da, este o întrebare de telespectator avizat, pentru că acolo Consiliul Europei a cam scăldat-o. De fapt, noi, domnul Frunda... Și n-a luat nicio hotărâre sau domnul Frunda, aici am încercat să subliniem împreună cu domnul Frunda un lucru. Că, deci gravitatea sau aberația sancțiunii împotriva Rusiei este faptul că este cea de-a treia sancțiune din istoria Consiliului Europei. Primele două au vizat într-adevăr o realitate foarte dură. Instaurarea dictaturii militare în Turcia, clar încălcarea drepturilor omului, și cea de-a doua, care a fost, am înțeles, mai alambicată, mai subtilă așa, instaurarea regimului coloneilor în Grecia. Din punctul meu însă de vedere, instaurarea regimului coloneilor în Grecia s-a făcut cu sprijinul serviciilor secrete americane, pe fondul unui pericol pe care reprezenta a unui haos și a unei deplasări către stânga, chiar către comunism a Greciei. Grecia întotdeauna a fost un pericol din acest punct de vedere. Și, ca de obicei, americanii, în momentul în care au văzut că respectivii colonei sar peste cal, vezi incidentele de la Politehnica din Atena, sigur, și-au luat mâna de la ei, după ei, și i-au lăsat. Atenție și pentru politicienii români, occidentalii sunt foarte pragmatici. Cum să spun, te sprijină câtă vreme nu începe să murmure sau să iasă cu arme în stradă, cum s-a întâmplat cu Salih Berisha, un alt adorat al Occidentului, în Albania. O nouă legătură telefonică. Bună seara! Da, da. Vă ascultăm, vorbiți dintr-o gară. Domnul Jean Cioflică. Dintr-un Severin. Domnul Severin, da. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Da. Domnul Marius Stucă, aș vrea să vă întreb și eu dacă UDMR-ul, eu din câte am înțeles, nu este un partid care este înființat legal, deci înregistrat la tribunal. De ce acest partid sau reprezentanții acestui partid merg să ne reprezinte pe noi în Europa? Nu pentru faptul că aș avea ceva împotriva ungurilor. Ungurilor din România, maghiarilor. Și pentru că nu îi puteți suferi. Nu, îi sufăr, pentru că eu am trăit alături de unguri. Am făcut armata cu ei și am întâlnit și unguri băieți buni. Dar n-are nicio legătură, haideți să nu amestecăm, n-au nicio legătură cetățenii maghiari de rând, pentru care avem tot respectul și am tot respectul, ca să nu vorbim la plural, vorba domnului Cristoiu, cu vorba domnul Frunda Costa, și cu reprezentanții UDMR-ului. Sunt două lucruri total diferite. Domnule Marius Tucă, domnule, în momentul în care domnul Gheorghe Frunda s-a ridicat de la masa dumneavoastră
Deci a arătat față de țara noastră românească. Un imens, o imensă lipsă de respect. Domnul, asta, cum să zic, fiecare telespectator judecă sau nu judecă sau trage o concluzie la ce a făcut domnul Frunda. E dreptul domniei sale să se ridice, pentru că nu l-a bătut nimeni în cui, așa cum e dreptul fiecăruia dintre noi să ne ridicăm și să plecăm încotro în vedea cu. Bun. Încă o problemă care v-aș ridica. Haideți, vă rog. Dumneavoastră ați amintit despre conflictul din Iugoslavia. Eu am fost aici, alături de sârbii ăștia. Poate că a călătorit peste graniță în momentele respective ale războiului sau după război. Nu s-a aprofundat nimic aici în emisiune. Despre acest lucru. Știți? Nu putem să-i discutăm despre acest lucru. Știți cum am fost priviți noi acolo așa când am mers la ei sau când au venit ei la noi? Sârbii. Păi spuneți. Eu vă spun. Deci ei ne-au privit ca pe niște dușmani ai lor. Da, am discutat despre asta, a fost o discuție lungă, o dezbatere dintr-un an întreg. L-am văzut acum pe domnul președinte Constantinescu spunând că a pierdut 20% în urma acestui... Din cauza risc. Asta? Păi da. Dumnealui și-a asumat sa... acest risc. A pus brazda pentru România în făgașul normal al istoriei și de asta a pierdut 20%. Bun, vă mulțumim, domnul Jean, pentru... Vă mulțumesc și... Pentru bună telefon, seara. Bună seara! Apropo de Iugoslavia, nu se face niciun raport în legătură cu încălcarea drepturilor omului în Kosovo. E vorba de serbii care au rămas acolo. Da, nu. Dați-mi voie să spun mai doar chestia. Spune, domnul Cristoiu. Deci, avem aproape o situație în oglindă. NATO a bombardat Serbia, provocând pagube printre civili, de acord? Așa numitele pagube colaterale, da? Lasă la o parte faptul că Serbia era o țară independentă și NATO era o alianță militară. În cazul Ceceniei avem de-a face cu o republică rebelă a Federației Ruse, care a cărei secesiune riscă să pună la îndoială întreaga unitate a Rusiei, care se află în război cu Moscova. Ca și în cazul NATO, în acest război au loc pagube colaterale, da? Nu înțeleg dublu standard. De ce în cazul NATO nu au fost condamnate acele țări care au provocat pagube printre civili, spunându-se că sunt pagube colaterale, așa în ghilimele, iar în cazul Ceceniei Rusia este condamnată, iar este un dublu... Păi vedeți, o să aveți și dumneavoastră complexul deci este... dublului standard. Una, nu, peste toate astea, poporul iugoslav, poporul albanez a trăit o dramă, așa cum și poporul cecen trăiește o dramă. Pentru da. Că poporul cecen trăiește o dramă. Acum că, că există fundamentaliști întotdeauna islamici, la conflicte, asta este clar, drame. Însă... Poporul cecen trăiește o dramă. Da, însă eu aș vrea să precizez pentru că în presa românească s-au spus multe prostii. Deci, dacă domnul Frunda ar fi fost acolo pe teren, eu n-am fost acolo, dar din ce am citit, din numeroasele sutele de reportaje despre situația din Cecenie, lucrurile sunt mult mai complicate. Adevărul este că după ce au câștigat relativa independență, cecenii au trăit mult mai rău. Pentru că s-au dezvoltat o mafie locală și pentru că, în ultima instanță, acest război împotriva Rusiei nu este purtat de marea majoritate a cecenilor, ci de niște fundamentaliști. Asta am și zis că poporul cecen trăiește o dramă. Da, dar drama nu e provocată de intervenția Rusiei, ci de că, din interiorul lor, ca și în Kosovo, sunt niște extremiști, mulți veniți din Arabia Saudită, care au pornit acest atac. Că nu tot poporul cecen. Eu n-am încercat să identific cine se face vinovat. Am spus că peste toate astea și poporul albanez din Kosovo și poporul cecen trăiesc o dramă. Așa cum nu mai vorbește nimeni, că n-ați comentat ceea ce am zis, nu mai vorbește nimeni despre felul în care sunt respectate drepturile sârbilor din Kosovo astăzi. Când știm foarte bine ce... Dar și poate să tace, se va ajunge la un moment în care va trebui să se discute acest lucru, dar ar trebui totuși să punctăm lucrul ăsta. Sigur că e o mare dramă și că civilii nevinovați mor și ce se întâmplă acolo. Numai că această sancțiune, că aici n-ați adăugat, domnul Cristoiu, cele trei sancțiuni, două pentru niște dictaturi, iar a treia o dai unei țări care se căznește să instaureze o democrație, pentru că de-abia au fost acum alegerile, de-abia
este această dumă, de-abia delegația a venit acolo. Asta zic eu, că trebuia acordat o șansă acestei delegații măcar să se manifeste. Luăm o ultimă legătură telefonică. Bună seara! Alo? Alo? Bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara, sau mai bine spus, bună dimineața, domnul Tucă! Bună dimineața! Și deosebiților dumneavoastră invitați! Doresc să pun o întrebare simplă, de om simplu, așa de la obraz, cum s-ar zice, și care se referă la domnul Frunda. Păi am spus că facem abstracție. Pe banii cui este ținut sau trimis domnul Frunda ca sol a poporului român la Parlamentul European? Dacă este ținut pe banii poporului român, să-i fie rușine. Dacă îl ține UDMR-ul sau îl ține poporul maghiar, atunci să reprezinte, dar nu ca cetățean român. Bun. Vă mulțumim pentru intervenție, domnul Timiș. Bună seara. Sper pentru toate emisiunile dumneavoastră, domnul Tucan. Mulțumim. Bună seara. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru... Simt și eu nevoie unei precizări, pentru că... Corect. Aș vrea să nu se înțeleagă telespectatorii că, cel puțin din punctul meu de vedere, câte vreme nu am dovezi, eu consider că domnul Frunda a avut atunci care a avut, pentru că este reprezentantul UDMR-ului. Sim. De fapt, și domnul Vasile Lupu a avut aceeași atunci. N-a spus nimeni chestia. Nu, în al doilea rând... M-a deranjat faptul că nu da, reprezintă... Da, întrebările pe care, cel România, puțin, le-am pus noi, tocmai vizau de a ajunge la această concluzie că delegații noștri, indiferent că sunt Vasile Lupu, Adrian Năstase, domnul Frunda, reprezintă interesele României și că în caz de față a fost afectat de România. Dar aș vrea să mai atrag atenția și că eu și așa cum așa e foarte respectat dreptul domniei sale de a fi ungur în România. Da. E absolut normal. Numai că rămâne întrebarea care plutește în aer, domnul Cristoiu. Care e poziția guvernului român în raport cu Rusia? Păi, în aceste condiții în care, dacă după scandalul Zaftra, după poziția, după amendamentul Frunda, unde în dreptul domniei sale a scris România, sigur că relațiile vor fi tot mai rece. Însă eu aș vrea să fac și o mică, acordând de o prezumție de nevinovăție domnului Frunda, eu cred că totuși domnia sa a fost undeva și tras pe sfoară în acea comisie. Eu nu mă pricep acolo prea bine la dedesubturi, dar este foarte curios că, deși există un președinte din partea Finlandă, deși există un prim vicepreședinte Binde, care a și fost acolo. E foarte interesant. Foarte echilibrat. Și este foarte interesant că a fost scos într-un fel, dacă estimarea este impropie, la înaintare, domnul Frunda. S-ar putea să fi căzut într-o capcană, poate că, deși cred că dânsul ca politician trebuia să-și dea seama, poate că ați văzut că ceilalți s-au retras. Și domnul Bindig e de ce? Din partea Germaniei. Da. Și deci reprezintă Germania, și Finlanda. Este echilibrat. E echilibrat. În schimb, iată că delegatul României, adică domnul Frunda, a fost scos, cum să zic, ca un fel de adversar al Rusiei. Aici cred că cineva a jucat incorrect și în această comisie, corect, la nivelul conducerii. Eu cred că parlamentarii români din Consiliul Europei reprezintă în primul rând România. Felul în care se face acest lucru e de discutat, sau felul în care oficial ar trebui să se facă acest lucru, fie de către reprezentanții UDMR, pentru că nu trebuie să-i scoatem țapii spăștori, fie de reprezentanții PDSR, PNCSD, sau reprezentanții oricăror partide, din oricărui partid din România, trebuie să vedem cum se face acest lucru. 1. 2. Domnul Frunda reprezintă România. Domnia sa nu vrea să recunoască acest lucru, pentru că nu recunoaște nici statul român ca stat național și unitar. Și lucrul acesta mi se pare foarte grav. 3. Domnul Frunda, nu i-a contestat nimeni dreptul de a fi cetățean ungur în România. Și cu asta punem punct în această seară emisiunii Marius Tucă Show. Ne întâlnim din nou mâine. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.